Dimineața tuturor, nădăjduim că Dumnezeu a dat fiecăruia dintre noi o noapte liniștită și odihnitoare și acum, în această dimineață, lăsată de Dumnezeu, pentru fiecare, mărturisim că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru. În numele Lui suntem în acest loc ca să sărbătorim, spre slava Lui Dumnezeu, a 40-a aniversare a Institutului Teologic Pentecostal din București. Până aici, Dumnezeu ne-a ajutat. Vă chem să ne închinăm lui Dumnezeu și înainte să fim îndemnați la rugăciune prin fratele Mudura Florian, absolvent al primei promoții a Institutului Teologic Pentecostal, pe atunci Seminarul Teologic Pentecostal, înainte de a asculta acest îndemn la rugăciune, vă chem să ne închinăm lui Dumnezeu rostind împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă invit să vă reașezați. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerul și pământul. Amin. Amin. Fraților, surorilor, sunt câteva surori pe aici, soțiile noastre, e o sărbătoare deosebită, e o zi specială pentru noi astăzi, pentru cultul pentecostal, pentru Institutul Teologic, e o sărbătoare deosebită. Vreau să vă mărturisesc că ieri când m-am uitat la unele imagini din anul 1976, m-a cuprins emoție. Și am zis ce simplu a fost atunci. Ce zi binecuvântată a fost atunci, acum 40 de ani. Și mi-am pus întrebarea, așa cum punea și Zaharia, cine este omul care poate să disprețuiască ziua începuturilor? Ziua începuturilor după unii slab. A fost un început mai slab, a fost un început mai timid. A fost un început mai, cumva, mai cețos. Nu se știa ce va aduce ziua de mâine. Pentru unii oameni, probabil că era un viitor a seminarului nu prea îndelungat sau nu prea glorios. Asta din punct de vedere omenesc. Dar din punct de vedere dumnezeiesc, Dumnezeu a văzut ceva mai mare. Dumnezeu a văzut ceva mai glorios. Dumnezeu a văzut ceva mai înalt, a văzut în ani că această instituție va evolua. Și mulțumim din toată inima Domnului pentru toți acești ani parcurși, slăvit să fie El. Fraților, surorilor, aș dori în această dimineață să-i spunem Domnului, Doamne, îți mulțumim că mâna Ta binecuvântată a protejat această instituție. Mâna Ta binecuvântată a protejat studenții care au parcurs această instituție. Mâna Ta binecuvântată a fost deasupra profesorilor, deasupra tuturor celor care au susținut lucrarea aceasta. Și apoi să ne rugăm Domnului pentru cel puțin 5 motive, 5 lucruri importante de viitor. Primul lucru, să avem încredere deplină în Cel care ține toate lucrurile. Oamenii adesea ori promit multe, dar Dumnezeu ce promite face, El se ține de cuvânt, glorie Lui. Să ne încredem de plin în Cel care ține prin puterea Lui universul întreg. În al doilea rând, să fim disponibili întotdeauna acolo unde vrea Domnul să ne folosească. În al treilea rând, e așa de important să avem o unitate de plină. Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat, mă rog, Tată, ca aceștia pe care Tu mi-ai dat să fie una, așa cum eu cu Tine sunt una.
Să ne ajute Dumnezeu să se poată realiza această unitate între studenți, între profesori, între pastori și, de ce nu, între toți copiii Domnului, să fie unitate de plină. Atâta dușmănie, atâta ură există astăzi în omenire, dar Dumnezeu vrea unitate, Dumnezeu vrea pace și Duhul Sfânt să o realizeze asta. Apoi să rămânem plini de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e acela care lucrează în inimile oamenilor. Și revin tot la profetul Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Spunea Zaharia, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor, amin. Lucrurile despre care vă spuneam să ne rugăm se vor realiza prin puterea Duhului Sfânt. Și aș dori tare mult ca Duhul Sfânt să ne călăuzească în fiecare zi pe calea care duce spre cer. Sărbătorim azi 40 de ani. Poporul Israel a trecut 40 de ani prin greutăți, prin suferință, prin necazuri. După 40 de ani a intrat în Canaan. Eu nu știu ce va fi după cei 40 de ani. Nu știu. Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor, dar avem convingerea că Domnul e în control și că Domnul stăpânește peste toate lucrurile. Și de aceea aș vrea tare mult, haideți să ne ridicăm în picioare și înainte ca să ne rugăm, aș vrea să citesc un singur verset din Apocalipsa, capitolul 1, versetul 8. Iată ce spune Domnul. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul oștirilor, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic, slăvit să fie El. El e Alfa și Omega, El e începutul și sfârșitul, totul este prin El și pentru El. Haide să ne închinăm din toată inima Domnului, haide să ne rugăm cu bucurie în această dimineață și să-i spunem Domnului, Doamne, totul încredințăm în mâna Ta și ziua de astăzi o încredințăm în mâna Ta și tot ce se va desfășura, Doamne, în această zi și mâine să fie sub protecția Ta și zilele următoare, Doamne, le încredințăm în mâna Ta și viețile noastre, familiile noastre și bisericile pe care le păstorim sau cele care nu sunt reprezentante aici, să fie sub binecuvântarea și sub protecția Domnului. Amin. Ne rugăm din toată inima și înălțăm numele Domnului. Amin. Ne bucurăm ca în această dimineață să fie prezent împreună cu noi fratele Constantin Leontiuc, un om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a folosit mult în generația noastră, în generația celor care mulți dintre ei au trecut la Domnul. Fratele Leontiuc are vârsta de 90 de ani. Ne bucurăm să îl avem în mijlocul nostru și să știm că dumnealui a participat la primele cursuri organizate chiar înainte de a fi înființat Seminarul Teologic Pentecostal. Rugăm pe fratele Leontiuc să aibă pentru noi un scurt cuvânt. Vă invităm aici în față, fratele Leontiuc, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă primim în mijlocul nostru cu deosebită căldură și drag și suntem onorați de prezența dumneavoastră. Ne rugăm lui Dumnezeu să vă dea viață lungă, sănătate și să fim împreună și când sărbătorim 80 de ani sau 90 de ani de existența Institutului. Stimați participanți la marea sărbătoare la care sunt onorat să particip și eu. Și aș vrea, dragi frați și surori, să nu vă spun că cei mai mulți știu care a fost modul în care trebuia să slujim și aș vrea ca într-un singur cuvânt să spun alte vremi erau înainte, le cunosc cei din morminte. Dar
trebuie să le cunoaștem și noi. În începutul slujirii noastre a celor mai de demult, exista pe vatra sufletului nostru o dorință arzătoare să cunoaștem mai mult, dar nu erau posibilități. Și în sfârșit a venit o vreme când ceea ce vedem astăzi era doar un început, ca un izvor care izvorăște din stâncă, și izvorul acesta a devenit un mare fluviu pe care îl constatăm astăzi, pentru care putem spune, nu nouă, Doamne, numelui Tău dăm slavă pentru modul în care ai lucrat. Am participat la acel intensiv curs biblic și cred că acolo a început izvorașul acesta să ia ființă și să devină ceea ce vedem astăzi. La capătul celor 3 luni de învățare, de dimineața și până noaptea, și apoi eram 15 și dictonul era acesta. Predică unul și ceilalți judecă. Și ceilalți judecau, și când urma să predicăm, trebuia să ne purtăm bine cu colegii, că ne bombardau. Așa era atunci și am încheiat cu bine și am fost bucuroși și am avut și noi oaspeți de aproape și de departe, și mi-aduc aminte că un oaspete care a fost invitat la acel eveniment mai mic ca cel de astăzi sau ca cele care s-au petrecut la sfârșitul anilor de studii, și acela ne-a spus un cuvânt pe care nu l-am uitat niciodată și cred că nu trebuie să-l uite nici păstorii care sunt în acțiune, nici viitorii păstori. Știți ce mi-a spus? Voi sunteți sau veți deveni pastori, dar să știți că nu sunteți Dumnezei. Cred că e bine să luăm aminte la lucrul acesta. Suntem păstori, dar nu suntem Dumnezei. Dragii mei, eu m-am bucurat de-a lungul anilor și am fost părtaș la mai multe generații de studenți și cu bucurie am împlinit ceea ce datoram unei școli ca cea pe care o sărbătorim astăzi. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care au absolvit acest institut, pe cei care vor absolvi, dar în același timp doresc mult să se împlinească din partea dascălilor ceea ce spune Scriptura. Cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Trăim vremuri în care, începând de la copii, de la școala primară și până mai sus, sunt așa multe materii, unele folositoare, altele dăunătoare,
pentru generația de copii, dar dorința noastră este aceasta, ca învățarea să cuprindă un timp și un loc la ceea ce am spus. Cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele. Dumnezeu să ajute toți profesorii și toți cei ce conduc destinele acestui institut să poată, sprijiniți de puterea lui Dumnezeu, să urce această școală pe culmile cele mai înalte, de care să se bucure Dumnezeu și să fie proslăvit numele Lui. Mă bucur că la vârsta mea să pot fi printre dumneavoastră și m-am bucurat așa mult când cei din generațiile prime s-au apropiat de mine și au spus că se bucură să mă vadă. Eu mă bucur să vă văd pe toți și doresc mult că atunci când fiecare la rândul lui va trebui să se mute în veșnicie, să vă pot vedea pe toți în sfințenie și trăind o veșnicie întreagă cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să dea sănătate și putere fratelui Leontiuc. Ne bucurăm să putem să îi avem printre noi, pe bătrânii noștri, și să le dăruim toată cinstea care se cuvine. Amin. Vom asculta câteva versuri pe care le va recita fratele Ticu Leontescu. Am fost colegi, e adevărat că dumnealui coleg mai mare. Încă de pe atunci îl știu ca omul cu poezia. Frate Ticu, vă rog să recitați versuri și după ce vom asculta aceste versuri, vom rememora începuturile Institutului Teologic, cunoscând cadrele didactice care au predat în cursul timpului în școala noastră. Bună dimineața tuturor! Întotdeauna când trebuie să vorbesc după fratele păstor Leontiuc, mă simt ca un elev nepregătit scos la tablă. Într-adevăr, după 40 de ani, arătăm mult mai frumoși. Și probabil că după următorii 40 de ani vom fi desăvârșiți. Pentru că îl vom vedea pe Domnul Iisus așa cum este. Să gândim ascendent. Învățământul teologic pentecostal românesc la acest aniversar. În oglinda retrovizoare. Mulți din cei care au fost atunci nu mai sunt astăzi. Unii din oamenii lui Dumnezeu care m-au ajutat să devin om nu mai sunt. Trebuie să ne amintim de ei. Fratele Trandafir Șandru, fratele Pavel Bocheanu, fratele Alexie Vanvu, fratele Emil Bulgăr, fratele Teodor Pandrea și alții de calibrul lor. Spre pomenirea lor, nu spre idolatrizarea lor, vreau să recit câteva versuri scrise de Nichifor Crainic, intitulate chiar așa, Unde sunt cei care nu mai sunt? Întrebat am vântul, zburătorul, bidiviu pe care aleargă norul peste albastre margini de pământ. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt
cei care nu mai sunt. Zisă vântul, aripile lor mă doboară nevăzute în zbor. Întrebat am luminata ciocărlie, candelă ce leagă în întărie unde lemnul cântecului sfânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa ciocărlia, s-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebat am bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede în întuneric tainele neprinse de cuvânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa bufnița, când va cădea marele întuneric, vei vedea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. La trecutul mare, mare viitor. Vă mulțumesc. Fiți binecuvântați. Amin. Conform principiului că o fotografie sau o imagine vorbește mai mult decât 1000 sau decât 10.000 de cuvinte, o să proiectăm imagini cu profesorii care și-au adus activitatea, fie în timpul seminarului până la Revoluție, fie în timpul Institutului Teologic până în prezent. Vor fi două categorii de fotografii, fotografii alb-negru și fotografii color. Lucrul acesta nu înseamnă că n-am fi putut prin Photoshop să le colorăm pe toate, ci tocmai prin această cromatică vrem să punctăm trecerea de la seminar la Institutul Teologic Pentecostal. Și o altă observație este că am încercat să găsim acele fotografii cu frații profesori din timpul sau cum arătau ei în timpul când predau cursuri la seminar sau la Institutul Teologic Pentecostal. Așadar, unii dintre ei care sunt în mijlocul nostru acum arătau foarte tineri. Așadar, să urmărim aceste imagini. Despre fratele Trandafir și Andru nu mai avem ce să spunem, pentru că atât Seminarul Teologic cât și Institutul Teologic Pentecostal a reprezentat rodul viziunii sale în ceea ce privește învățământul teologic pentecostal din România. A fost directorul seminarului teologic între anii 76 și 1992, iar apoi rectorul Institutului Teologic Pentecostal din București între anii 1992 și 1998, când, din motive de sănătate, și-a încetat activitatea. Fratele Pavel Bochean a fost președintele cultului pentecostal între anii 1962-1989 și avea cu adevărat o inimă pastorală și cei care au făcut cursuri cu el își aduc foarte bine aminte de orele de pastorală pe care fratele Bochean le-a prezentat. Fratele Alexie Vanvu, profesor de administrație bisericească. Atanasie Negoiță a fost preot, profesor, specialist pe Vechiul Testament și pe limba ebraică. Florin Rădulescu, Emil Bulgar, primul președinte după Revoluție, președinte al cultului pentecostal între anii 1990-1994. Dumitru Matache, fratele Lazar Gog în tinerețe. Domnul să vă binecuvinteze, frate Lazar Gog. Fratele Marinel Mezaroș, tot din prima promoție. Fratele Cristian Vasile Roschie, este o adevărată istorie. A fost profesorul nostru de omiletică. Ne-am fi bucurat să fie cu noi astăzi. Fratele George Bradin,
fratele Ioan Gurău, din cea de-a doua promoție, care a fost profesor pentru promoțiile următoare. Fratele John Tipei, o să apară și color pentru că el este un om de legătură între vechi și nou. Harold Hunter. Fratele Teodor Pandrea, despre care iarăși se poate vorbi foarte mult, el a avut viziunea Institutului Teologic Pentecostal, a fost un adevărat luptător, era omul pe care dacă îl dădeai afară pe ușă, intra pe fereastră, a bătut mult pe la ușile ministerului și mare parte din meritul că institutul, seminarul a fost transformat în institut teologic, îi se datorează dânsului. A trecut din viață acum 3 ani de zile. Rodney Friend, un profesor deosebit iubit de toți studenții. Fratele Iosif Tirla, din prima promoție pe care îl avem în mijlocul nostru. Fratele Aurel Moldovan, dacă nu mă înșel, din a treia promoție. Fratele Constantin Macoveciuc, de-a cărui colaborare ne bucurăm și în prezent. Fratele Ioan Mureșan, Ioan Crișan, Costea Gavrila, sau Gabi Costea, fratele Simi Timbuc, fratele Ioan Bochean, domnul Romiță Iucu, este prorector la Universitatea din București. Fratele Mircea Demian. Doamna Antoneta Tănăsescu. Sora Doina Cătană. Domnul Mihai Dinu, profesor de comunicare de la Universitatea din București. Mara Rădulescu, Gheorghe Tomșa, sora Paraschiva sau Piri Pop, și acum facem un pas mai departe, vorbim de profesorii de la Institutul Teologic Pentecostal și fratele John Tipei a fost rector între anii 1998-2010, și visul lui pentru care s-a luptat a fost acreditarea institutului, proces lung, care în cele din urmă s-a finalizat cu împlinirea acestui vis. Pentru acreditarea institutului, fratele John Tipei, alături de fratele Teodor Pandrea și alături de mai tânărul coleg Romică Ganea, s-au luptat, mult au depus mult efort. Alături de ei vreau să amintesc și pe sora Mihaela Gânsari, secretara și secretara Institutului. Și până la urmă Dumnezeu a dat biruință în acest proces foarte greu și foarte lung. Emil Meștereagă este pastorul studenților. Fratele Emil Bartoș, pastor baptist. Un frate, un profesor foarte apreciat, colegul Silviu Tatu, specialist pe Vechiul Testament, fratele Valeriu Andreescu, a fost profesor de istorie, Iacob Coman, profesor de apologetică creștină de teologie comparată, rectorul Ioan Brie, rector din anul 2014 până în prezent. Domnul să-l binecuvinteze, să-i dea multă putere de muncă. Colegul Romulus Vasile Ganea, decanul Institutului. Fratele Simi Bumbar.
Corneliu Constantineanu, rectorul după fratele Jean Tipei, între anii 2010-2014, colegul Ciprian Flavius Terinte, profesor de omiletică. Am descoperit în dimineața aceasta că este o tradiție mai veche decât seminarul sau decât Institutul Teologic. Și tradiția este critica predicilor. Din ceea ce a spus fratele Leontiuc, am înțeles că încă din anii 50 și ceva se făceau critici la predici. Obiceiul și tradiția asta s-a păstrat până în prezent. Colegul Emanuel Conțac, Dănuț Jemna, colegul Radu Țârle, Victor Vladimir Neamțu și pastor la Iud, Marcel Valentin Măcelaru, Ciprian Bălăban, cel care a preluat ștafeta istoriei de la fratele Valeriu Andreescu, profesor de istorie, domnul Hans Klein, Dragoș Ștefănică, din Valul tânăr și foarte tânăr, Sas Ioan, sora Emi Mastan, și au fost și alte cadre didactice, precum Ovidiu Leliuc, Daniel German, Florentin Pali Gheorgheaș, Florentina, și Dadiana Damian. Fotografiile lor nu le-am avut, dar este bine să îi amintim și pe ei. În felul acesta, dragii mei, putem să ne readucem aminte de biruința, de sprijinul și de ajutorul lui Dumnezeu pe perioada celor 40 de ani de activitate a seminarului și a institutului. Sine Deo Gloria! Numai lui Dumnezeu îi se cuvine slava. Urmează să ascultăm un mesaj din partea fratelui păstor Nelu Filip din Phoenix, Arizona. Nelu păstorește Biserica Maranata din Phoenix, Arizona și este vicepreședinte al Alianței Bisericilor Pentecostale Române din Assemblies of God, Statele Unite și Canada. Frate Nelu, așteptăm să vedem ce are Domnul să ne spună prin dumneavoastră. Doresc să vă salut pe toți în numele lui Iisus Hristos și să vă spun că este imposibil să nu fii emoționat profund privind aceste poze care ne ajută să aducem trecutul în prezent. Și am stat aici și am început să mă gândesc câți ani au trecut de când am terminat institutul. De fapt, nici nu-mi vine să cred că am 44 de ani. Mulți înainte, mulțumesc! Mai bine îți urez tu că îți urez din inimă. Timpul a trecut atât de repede, 21 de ani au trecut de când am terminat institutul și privind retrospectiv, mă bucur să știu că unul din foștii colegi este astăzi rectorul institutului, fratele Nelu Brie. Doresc Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el, Dumnezeu să binecuvinteze tot staful de la Institutul Teologic, toți slujitorii, studenții și pe dumneavoastră pe toți. Vă aduc salutări fierbinți din Arizona, de la Biserica Maranata, împreună cu fratele Vasile Câmpianu, care este președintele Alianței Române AG. Suntem aici împreună cu dumneavoastră și ne bucurăm să fim la această sărbătoare, să fim împreună, să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu și de prezența dumneavoastră. Am avut o temă până aseară pe inimă, dar aseară, în timpul slujbei, mi s-a schimbat tema care am avut-o și m-am gândit la o altă temă, așa că am stat o mare parte din noapte să-mi pregătesc acest mesaj, Dumnezeu mi l-a așezat pe inimă și aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață. Aș vrea să
citesc un cuvânt din partea Domnului, în semn de respect pentru Scripturi, vă invit să vă ridicați și să deschideți Cartea Sfântă Biblia la Exod, capitolul 3, versetul 11 și 12. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Amin. Înainte să vă așezați, dați mâna cu cel din stânga, cu cel din dreapta, spuneți-vă un bun venit. Mulțumesc. Vă rog să ocupați locurile, nu dați mâna cu tot rândul. Aș vrea să ne gândim puțin la Moise. Tema pe care vreau să o dezbat, încerc să merg cât mai repede ca să mă încadrez în timp, pentru că unul din lucrurile care ne-a învățat fratele Trandafir este să ne încadrăm în timp și a făcut foarte bine. Trebuiau și alții să-i fie studenți. Viața lui Moise, după spusele lui Spurgeon, se împarte în trei. Primii 40 de ani a lui Moise sunt anii în care Moise învață eu sunt cineva. Următorii 40 de ani din viața lui Moise sunt anii în care Moise învață că eu sunt nimic, un nimic. Pentru ca să urmeze următorii 40 de ani în care Moise este învățat că Dumnezeu este totul. Procesul acesta prin care a trecut Moise este un proces prin care trece orice slujitor. Dar, bineînțeles că nu trăim 120 de ani, eu vă doresc. Procesul nostru de formare s-ar putea să fie mult mai rapid, având în vedere că viața este mult mai scurtă. Tema pe care vreau să o dezbat, am intitulat-o, de ce are nevoie un slujitor al lui Dumnezeu să primească de la Dumnezeu? De ce are nevoie un slujitor al lui Dumnezeu să primească de la Dumnezeu? Primul lucru care vreau să subliniez, un slujitor al lui Dumnezeu are nevoie și este imperios necesar să existe aceasta în viața slujitorului, și anume chemarea lui Dumnezeu. Poți să te cheme oamenii, poți să te cheme biserica, poți să te cheme rudeniile, poți să te cheme institutul, poți să te cheme oricine, dacă nu te cheamă Dumnezeu, din start poți să fii un slujitor falimentar. Citim în Biblie și teologii vorbesc despre mai multe chemări ale lui Dumnezeu. Chemări generale, de exemplu. Chemarea la mântuire este o chemare generală. Toți oamenii sunt chemați la mântuire. 1 Petru 2,9, Apocalipsa 19,9. Chemarea la sfințire. Toți suntem chemați la sfințire. 1 Tesaloniceni 4,7, 1 Petru 1,15. Chemarea la slobozenie sau la libertate, Galateni 5,13. Toți suntem chemați la libertate. Chemarea la judecată. Toți vom fi chemați la judecată. Isaia 1,18, Fapte 17, 30-31. Dar când vorbim despre chemarea la slujire, chemarea la slujire nu este o chemare generală, ci chemare particulară, pentru că slujirea este o chemare particulară a fiecărui copil al lui Dumnezeu. Fiecare are o chemare. Nu există în lucrarea lui Dumnezeu șomeri. Nu există om care a fost mântuit să n-aibă o chemare, cel puțin o chemare de la Dumnezeu. Și astfel, în Efeseni, Apostolul Pavel descrie acest concept, Efeseni 4, 11 la 15, unde spune și El a dat, adică Dumnezeu, pe unii apostoli. Nu i-a dat pe toți să fie apostoli. Pe alții proroci, nu sunt toți proroci. Pe alții evangeliști, nu sunt toți evangeliști. Pe alții păstori și învățători, nu sunt toți păstori și învățători. Fiecare are o chemare. Este foarte important să-ți identifici chemarea, chemarea lui Dumnezeu. Și acum vreau să vă împărtășesc o experiență pe care am trăit-o în anii studenției. Condițiile pe care le aveți dumneavoastră, stimați studenți, sunt net superioare față de condițiile pe care le-am avut noi.
Și nu vreau să mă plâng. Sunt aici colegi de-ai mei din generație care pot să afirme, să confirme ceea ce spun. Știu bine ce spun. Îmi amintesc, era sfârșitul anului 2, începutul anului 3. Am venit la seminar așa cum vine orice student, considerând că am chemare din partea lui Dumnezeu. În primul an, când am venit, am crezut că sunt predicator. Dar conform spuselor înaintașilor și a celor care au fost deja aici, antevorbitorilor mei, ați auzit că după fiecare predică urma o judecată. După primul an mi-am dat seama că eu nu sunt predicator. Și în al doilea an am început să mă întreb dacă chiar asta e chemarea mea să fiu slujitor sau nu. Înspre sfârșitul anului 2, fiindcă predicile pentru noi au început să devină un chin. Și vă spun de ce, pentru mine cel puțin. Îmi făceam predica pe o coală ministerială. Încercam să o compun cât mai omiletic și teologic. Mergeam în fața publicului la Biserica Philadelphia de pe Sebastian. Ne punea fratele Trandafir să predicăm. Primul predicator, deci cel mai slab, avea 15 minute. Al doilea, care era mai bun, 25 de minute. N-am avut până la sfârșitul anului 2 harul niciodată să predic al doilea. Și mulțumesc Domnului! Îmi pregăteam predica, mergeam în fața publicului și nu știu cum se întâmpla, dar îmi veneau așa niște emoții că nu mai vedeam nici măcar punctele. Și punctul 4 îl puneam la punctul 1, punctul 3 la punctul 2 și făceam un ghiveci. Mă uitam la fratele Pandrea, el era busola după care mă orientam. Stătea undeva sus la balcon și nu trebuia să spună niciun cuvânt. Era destul privirea lui. Când se uita așa încruntat și cu o privire din aia confuză, îmi dădeam seama că așa era mesajul meu. A venit într-o zi fratele Trandafir și mi-a spus: frate Nelu, duminică predici. M-au apucat transpirațiile. Mesajul de unde ai să predici o să fie din 1 Samuel 3. Chemarea lui Samuel. Te pregătești cum poți mai bine. Vei fi primul predicator. Știam. M-am dus în internat. Îți mai amintești, Valer, unde stăteam noi acolo pe lângă Institutul de Cercetare, Liceul de Metrologie, era un internat pe care frații l-au luat. Fratele Pandrea s-a chinuit, săracul, l-au renovat. Cum au putut mai bine? Numai noi eram și șobolanii. La etajul 1 eram noi, la etajul 2, la etajul 1, la etajul 3 și 4, șobolanii, la etajul 2 eram noi. Nu mai era nimeni în internat. Și am intrat în cameră, era într-o joi seara, n-am să uit niciodată. Și am zis lui Dumnezeu așa: Doamne, eu așa am crezut că Tu m-ai chemat pentru slujirea asta, eu așa am crezut. Dar probabil că sentimentele, gândirea umană a fost mai presus decât o gândire divină, o gândire care să vină de sus. Uite, îți vreau să spun, pentru mine asta e ultima predică. Mă pregătesc cum pot mai bine, mă duc să o țin în Biserica Philadelphia la Sebastian, după care știu care va fi rezultatul, nici nu mă mai duc luni la judecată. Îmi fac bagajele și am plecat acasă. Nu știu, nu cred că e chemarea mea asta. Îmi pare rău, Doamne, nu vreau să Te dezamăgesc, dar asta este decizia mea. M-am dus în cameră, m-am așezat pe pat, în poziția așezut, și am citit textul din 1 Samuel 3, cred că de 10 ori. Și tot ziceam, ce să predic eu de aici? În timp ce stăteam și citeam, am simțit că cineva deschide ușa la cameră. Nu m-am uitat, pentru că stăteam în poziția așezut și citeam. Când s-a apropiat de mine, am ridicat privirea și m-am uitat să văd cine este. Mă gândeam că e un coleg. Era un coleg. Dar un coleg ceresc. Era o ființă angelică. În mâna căruia ținea o poză a fratelui Trandafir. Mai puteți pune o dată, vă rog, nu știu dacă se mai poate pune poza fratelui Trandafir, este cea care ați văzut-o. Nu i-am văzut capul, ci de la gât în jos. Și m-a întrebat: îl vezi? Și am zis, da, îl văd. Să te duci să-i spui că va mai trăi o vreme, încă o vreme și o jumătate de vreme. Nu va muri acum, pentru că lui este frică de moarte. După ce am să-mi desăvârșesc lucrarea, am să continui lucrarea cu el
și o să vină alții. Apoi am să-l duc acasă. Pe moment când ființa aceea angelică a vorbit cu mine, mi se părea totul normal. Când a dispărut din cameră, m-a apucat o groază și un tremur, că ziceam, dacă îl mai văd odată, cred că mor. Am stat să-mi revin. M-am pus pe genunchi, m-am rugat. Și în timpul în care m-am rugat, am auzit o voce, n-am văzut decât am auzit. Ia un pix și scrie. Aceasta era poza. Și am luat un pix să scriu. Și mi-a dictat predica din 1 Samuel 3. Vă spun și dumneavoastră, puteți să o predicați unde vrei, că e de origine divină. Un glas în noapte, mi-a dictat titlul și am scris, un glas în noapte. Și scrie acolo, la punctul numărul 1, un glas care te cheamă pe nume. Punctul numărul 2, un glas care îți descopere destinul. Punctul numărul 3, un glas care vrea să te învețe. Și punctul numărul 4, un glas care nu trebuie ignorat. Știți că cel mai fericit predicator este când are un titlu și cel puțin 3 puncte la o predică. Eu eram cel mai fericit că aveam 4, în sfârșit. Și apoi, pur și simplu, tot prin revelație divină, mi s-au descoperit și referințele la fiecare punct. Nu știu cum să vă spun, dar predica de data asta nu mai era pe hârtie, era în mine, în mintea mea. Puteam să o redau oricând și oriunde, fără nicio problemă. M-am dus duminică dimineața la biserică în Sebastian. Și acum m-am apropiat de fratele Trandafir și aveam niște emoții ca să-i spun revelația care am avut-o. Știți că fratele Trandafir avea un temperament militaros și bun a fost. Nu știam cum să mă apropiu să-i spun. În timpul orei de rugăciune, în timp ce mă frământam eu cum să-i spun fratelui Trandafir, mai ales că trebuia să mă duc cu el la predică, ziceam, las că-i spun după predică. În timp ce eram la rugăciune, din partea surorilor de acolo, cum eram partea dreaptă, o femeie așa, dintr-o dată, ca un tunet, a început să vorbească în limbi și să-i profețească fratelui Trandafir. Așa vorbește Domnul, bărbatule, nu vei muri acum, vei mai trăi o vreme, încă o vreme și o jumătate de vreme, am să-mi finalizez lucrarea și după aceea am să te duc acasă. Am rămas șocat și încurajat în același timp că am auzit cuvântul profetic. Apoi am urcat împreună cu fratele Trandafir la amvon și, bineînțeles, eu trebuia să predic primul, 15 minute. Dacă nu te opreai la 15 minute, fratele Trandafir avea o coală ministerială mare pe care scria oprire. În timp ce tu predicai, dacă nu te opreai, se ridica fratele Trandafir cu hârtia aceea, poți să iau un pic? Se ridica fratele Trandafir cu hârtia aceea, venea și ți-o punea pe amvon și se întorcea înapoi. Toată biserica știa și înțelegea mesajul. Nu știai cum să te reculegi, să spui amin. Și m-am gândit să-mi pregătesc mesajul ca să-l termin mai repede de cum erau cele 15. Dar de data aceasta când am început să predic, nu mai predicam eu. Deci nu vreau deloc să mă scot în evidență. Vreau să vă spun că e importantă chemarea lui Dumnezeu. Am simțit că nu mai predic eu. Mesajul mi se părea că curge. Nu mai aveam emoțiile ca înainte. Mesajul era foarte clar. N-aveam cum să-l încurc. Biserica simțea mesajul, trăia mesajul. Fratele Trandafir era mișcat. Nu plângea fratele Trandafir foarte rar. Dar de data aceasta l-am văzut lăcrimând. Și la 14 minute, exact, m-am oprit. Și am stat jos, m-am dus, m-am așezat lângă fratele Trandafir. Și el cu un ton așa, militaros, de ce te-ai oprit? Păi asta e regula, frate Trandafir. Am vrut să termin un pic mai repede. Să ții minte cât o să trăiești. Când Dumnezeu te folosește, să-L lași să te folosească. Acolo nu mai există reguli. Au fost cuvintele Lui. Aceasta a fost momentul meu pe scurt, momentul de debut. Nici acum nu-s mare predicator. Sunt ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce face. Dar vreau să spun că ai nevoie de o chemare a lui Dumnezeu. Asta este imperios necesară. 2. Trimiterea lui Dumnezeu. Trimiterea lui Dumnezeu este la fel de necesară. Observați, toți oamenii lui Dumnezeu au fost trimiși de Dumnezeu. Și când Dumnezeu te trimite, este imposibil să eșuezi. Oriunde te vei duce, oricâte circunstanțe adverse vei avea, dacă Dumnezeu te trimite, biruința ți este garantată. Ne uităm la Moise, omul acesta, avea 80 de ani când l-a trimis Dumnezeu. Și noi astăzi la 80 de ani, dacă ajungem la 80 de ani, deja de pe la 65 ne gândim la pensionare.
Dar omul acesta, la 80 de ani, probabil că și el s-a gândit la pensionare. Dar când a zis, sunt bun de nimic, Dumnezeu atunci a zis, ești bun de orice. Dumnezeu l-a luat, l-a trimis și a făcut mari minuni prin Moise. A scăpat vreo 2 milioane de evrei din robie. Și Dumnezeu le-a redat o țară și libertate. Bine, nu acelei generații care a fost așa cum o știți, ci generației următoare, dar esența este că Dumnezeu le-a redat libertatea. Când Dumnezeu te trimite, este imposibil să eșuezi. Ioan 17:8, însuși Iisus a fost trimis, n-a venit haotic, n-a venit la întâmplare în lumea noastră, ci El spune, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Un al treilea lucru care este imperios necesar este putere și autoritate. Dumnezeu să vă dea și Dumnezeu să ne dea dunamis și exusia. Putere și autoritate. Știți, sunt bolnav așa când văd predicându-se cuvântul lui Dumnezeu care este viu de niște predicatori morți și care îl predică unor oameni morți. Când predici cuvântul lui Dumnezeu, cum spunea odată unul din slujitorii lui Dumnezeu, din înaintașii noștri, ori pune foc în predică, ori pune predica pe foc. Dacă nu există putere și autoritate în mesajul pe care îl transmis, roagă-l pe Dumnezeu să ți-l dea. Este cel mai trist să vezi predicatori flegmatici, predicatori care predică Evanghelia și o predică cu atâta patos, încât nici ei parcă nu cred ce spun. Mi s-a dat zilele trecute să aud că unul din predicatori predica cu asemenea patos, vă dați seama ce patos, încât căsca la propria-i predică. Cum să creadă publicul, cum să fie convins publicul, când el personal nu este pătruns de cuvântul lui Dumnezeu? Este mare nevoie în bisericile noastre de slujitori care să fie însoțiți de puterea și autoritatea lui Dumnezeu în transmiterea mesajului. Și sper că sunteți de acord cu mine. Francis de Assisi se plimba odată cu Papa Inocențiu al III-lea, prin catedrala Sfântul Petru de la Roma. Și în timp ce se plimba, Papa se lăuda și se bătea în piept cu pumnul de fala bisericii, catedralei, care acum avea sfinți pe pereți, pictați. Și de asemenea, acele statuete confecționate din aur, toate erau din aur, pentru că Biserica Catolică are multe statuete confecționate din aur. În timp ce se plimba și se uita pe acolo la picturi, se uita la statuetele acelea, Papa, cu un aer așa de aroganță, a spus, vezi, Francis, biserica astăzi nu mai poate să zică aur și argint n-am, pentru că este plină de aur. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră, a răspuns Francis. Dar biserica de azi nici nu mai poate să zică scoală-te și umblă, pentru că îi lipsește puterea. Dragii mei, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru putere și autoritate. Un alt lucru esențial este ungerea divină. Știți ce importantă este ungerea? Dacă mă întrebați, descrie ungerea. Eu nu știu să descriu ungerea, ce e aceea ungerea. În schimb, știu să descriu ce nu e ungerea. Când nu ai ungerea lui Dumnezeu, mesajul poate să fie cât de logic, poate să pătrundă la mintea omului, dar niciodată la inima lui. Vă amintiți ce spunea fratele Trandafir? Când mergeam și predicam, după ce predicam și coboram de la amvon, în ziua aceea când urma judecata, zicea, frate, ai predicat cum ai predicat, dar n-ai avut un cuvânt pentru sufletelul meu. Și de fiecare dată mă rugam, Doamne, dă-mi un cuvânt pentru sufletelul fratelui Trandafir. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea un cuvânt pentru sufletele celor a care le păstorești, pentru biserica unde ești pus, pentru cei cărora te adresezi, Dumnezeu să-ți dea un cuvânt. Eu nu știu cum a predicat Petru, că Biblia spune că la predica lui Petru 3.000 de oameni s-au întors la Domnul. Aproape 3.000. Păi dacă studiezi predica lui Petru, nu-i nici o miletică, că a început aproape de la Geneza până la Apocalipsa, nu la Apocalipsa, nu aveau ei atunci, dar a început prin tot Vechiul Testament și aproape tot Vechiul Testament l-a redat. Și în final, aproape 3.000 de oameni s-au întors la Domnul. Astăzi îți trebuie 3.000 de predici ca să se întoarcă un om la Domnul. Știți care este problema? Ungerea. Avem nevoie de ungerea lui Dumnezeu. Ungerea nu se obține în școală, cu toate că școala este foarte bună. Personal, am apreciat școala în viața mea care m-a format să gândesc din punct de vedere teologic. Dar ungerea se obține dezvoltând o relație de comuniune vie cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne mai reungă, să ne mai dea ungere dacă n-am avut-o. Un alt lucru care este esențial, prezența lui Dumnezeu. Asigurați-vă că aveți prezența lui Dumnezeu. Să ne asigurăm că avem prezența lui Dumnezeu.
În Exod 33 cu 15, știți ce a spus Moise omului Dumnezeu, pentru că tot vorbim de Moise? A spus, arată-mi slava ta. Era omul care dorea să vadă slava lui Dumnezeu. Și la un moment dat îi spune așa lui Dumnezeu, în versetul 15, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. A conștientizat cât de importantă este prezența lui Dumnezeu în viața poporului și în viața sa. Fără prezența lui Dumnezeu ajungem ca orice alt om. Amintiți-vă de oameni care au pierdut prezența lui Dumnezeu și atunci au pierdut și în viață. Amintiți-vă de primul împărat al lui Israel, Saul. Unul dintre cele mai triste versete din Biblie, 1 Samuel 16 cu 14. Duhul Domnului s-a depărtat de Saul. Era cel mai trist lucru care se putea întâmpla. Amintiți-vă de judecător 16 cu 20. Samson s-a sculat și a zis, voi face ca mai înainte. Cel mai trist verset din Biblie, nu știa că Domnul s-a depărtat de el. Fără prezența lui Dumnezeu ajungem falimentari. E adevărat că Domnul Iisus a spus în Matei 28 cu 20 și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Este foarte adevărat, dar neumblarea cu Dumnezeu atrage ca și consecință retragerea prezenței lui Dumnezeu. Și să nu uităm că în vremurile grele, prietenii care ne susțin azi se vor depărta de noi. Oamenii pe care ne bazăm noi astăzi nu vor mai fi lângă noi. Apostolul Pavel a gustat această experiență pe care el o scrie lui Timotei în 2 Timotei 4 cu 17. La primul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit, inclusiv prietenii. Însă rețin ceva. Cineva care nu m-a părăsit și a stat lângă mine a fost Domnul. Prezența lui Dumnezeu este imperios necesară. Și ultimul lucru care vreau să subliniez este plinătatea Duhului Sfânt. Asigură-te că ești totdeauna plin de Duhul Sfânt. Vrei să vezi cerul deschis sub ploaia de pietre? Pastorația nu este un lucru ușor, nu este o jucărie. Cei care sunt în slujbă recunosc lucrul acesta. Pastorația poate să fie și o ploaie de pietre. Nu numai o ploaie de aplauze, de succese, ci poate să fie o ploaie de pietre. Dar indiferent cât de multe ar fi pietrele și cât de tare ar rânji și ar scrâșni la noi cei care ne urăsc, dacă suntem plini de Duhul Sfânt, vom vedea cerul deschis și pe Iisus stând la dreapta lui Dumnezeu. Aș vrea să vă doresc și în anii care vin, împreună toți, să facem și să fim, cum a spus Pavel în Efeseni 5 cu 18, să fim plini de Duh. Pentru că dacă nu suntem plini de Duh, riscăm să fim plini de alte duhuri. Și aceste duhuri vor sfâșia biserica lui Dumnezeu. Înaintașii noștri au dus-o greu. Condamnăm trecutul lor, pentru că noi nu l-am trăit. Dar vreau să vă spun că în vremurile care vin nu vor fi vremuri ușoare. Vor fi vremuri grele, chiar dacă trăim în America. Noi simțim asta foarte mult. Când și noi poate vom fi testați, să nu ne grăbim să judecăm pe alții până nu ne încheiem noi activitatea. Și poate ne vor judeca și alții pe noi. Vă doresc din toată inima binecuvântarea Domnului. Succes în toate și să auzim numai de bine. Amin. Mulțumim fratelui Nelu pentru acest cuvânt care ne-a adus aminte de bazele slujirii noastre, a chemării noastre. În cele ce urmează, îl invităm pe fratele Marinel Mesaros. Îl invităm pe fratele Marinel Mesaros să vină și să ne prezinte amintiri din anii în care era alături de ceilalți colegi la seminarul teologic pentecostal. Promoția 1976-1980, promoția de debut. Frate Marinel, vă invităm să ne vorbiți. Cele mai frumoase amintiri sunt legate de suferința noastră biruitoare. Acesta e motoul pe care l-am ales pentru a prezenta pe scurt prima promoție
și să vă mărturisesc câteva experiențe. Aș avea multe de spus. Aș putea spune o carte, aș putea scrie o carte, aș putea să stăm multe ore împreună. Am ales câteva experiențe, merită să le auziți. Întâi am pus pe hârtie, să zic, catalogul primei promoții. La acest apel, unii au răspuns prezent în ceruri. E primul de pe listă, fratele Baias Filip. Am putea avea tabloul cu prima promoție. Baias Filip, colegul nostru, a plecat primul. A suferit de cancer la gât. Înainte să treacă din viață, când l-am sunat, ce faci, frate Filip? Răspunsul lui a fost, trăiesc ce-am predicat. Sunt în mâna Domnului, mă încred în El. Al doilea care a răspuns prezent la apelul din ceruri, și de fapt care a fost primul plecat dintre noi, a fost Tămaș Ioan, care a plecat acum 20 și ceva de ani în urma unui accident. Trebuie să vă spun că acest coleg a fost electrician de categoria cea mai înaltă. Când la Sebastian, electricianul care era angajat ca să facă lucrarea, după reluarea lucrărilor, după stagnare de 4 ani și jumătate, acel electrician care era și evreu, dar un om în vârstă, a murit. Cineva a spus și așa puțin în glumă, la casa Domnului ar trebui să învie oamenii, nu să moară. Ei bine, cineva trebuia găsit repede, în grabă, să facă lucrarea. Omul care s-a oferit să facă lucrarea a fost fratele Tămaș. Trebuie să știți că am avut o experiență de risc maxim în primele zile când am început cursurile, cu foarte multe lipsuri. O sobă care ne încălzea cu petrol. Era greu să o controlăm, să fim atenți la cursuri, dar să fim atenți și la soba respectivă. Soba a explodat. Puteam să murim ca niște muște acolo, toți. Primul care a sărit, a lucrat, a făcut armata la pompieri, Tămaș. A sărit repede, a pus o pătură și a ajutat de ceilalți. Am scos afară soba, să ardă afară, nu înăuntru. Și am ieșit cu bine. Trec acum la apelul celorlalți, absenți, dar nu prezenți în ceruri, în sensul că nu sunt acum aici cu noi, Boar Nuțu, Hanga Dumitru și Todoran Grigore. Absenți, dar nu pentru că n-ar fi vrut să vină, ci pentru că sunt bolnavi, unii foarte grav, Lucaci Bujorel, în Australia, în cărucior. Unii dintre colegi l-au vizitat, au vorbit cu el, poate ne urmărește. Oniga Victor, cu dureri de spate, de când l-am știut, tot timpul se plângea de dureri de spate, acum sunt mai grave. Și Opriș Victor, care este mult mai grav. Inima lui este aproape gata să cedeze. Pentru ei trebuie să ne rugăm. În sfârșit, prezenți aici suntem numai 7. Și am să citesc în ordine alfabetică: Chelu Iulian, Gog Lazar, Macoveiciuc Constantin, Mesaroș Marinel, Mudura Florian, Radu Pavel și Tirla Iosif. Dragi colegi, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Începuturile, cum s-a spus, cum scrie la Zaharia, au fost slabe. Au fost slabe, lipsuri de tot felul. Aproape toate lucrurile trebuiau să le improvizăm. Lipsuri în înzestrări, în dotări, în resurse, experiențe de risc, v-am spus cu soba, dar mult mai grav a fost cu cutremurul. Într-o casă care se putea ruina peste noi, miraculos am scăpat de acolo unde aveam dormitorul, iar alții
la centrul cultului, unde hornul de deasupra acoperișului a căzut, lângă frații care abiau ieșit și s-au pus în genunchi în curte să se roage. În timp ce la vecini zidurile au căzut și au blocat ieșirea. Miraculos au scăpat bieții vecini. Ce să vă mai spunem de limitările și de restricțiile și de controlul tot mai sever al sistemului? Imaginați-vă că a fost greu să obținem mutarea. Cred că colegii își amintesc că ne-am trezit într-o dimineață. Noi am cerut să ne facă mutarea la buletin pentru locul unde domiciliam și ne-am pomenit că vin milițienii peste noi, ce căutăm acolo. Ceream un drept legal, dar pentru ei noi nu aveam drepturi așa cum ceream. Ce să mai spunem despre faptul că atunci, pentru că eram printre puținii și probabil fratele Lazar își amintește, puțin traduceam. Astăzi e un lucru frumos și e o înzestrare, ai reușit să înveți să poți traduce. Ei, atunci, cum spunea fratele DeLong, după ce făcea o vizită, un străin și traduceam, după ce îl căuta pe musafir, următorul erai tu. Tu cine ești? Și numai Dumnezeu care ne-a pus dragoste în inimă, numai Dumnezeu care ne-a pus râvnă, care ne-a dat entuziasm, ne-a ajutat să trecem peste toate greutățile și necazurile. Slăvit să fie Dumnezeu! Lăsați-vă să vă spun o experiență. După 4 ani și jumătate, dacă mi-aduc bine aminte, de întrerupere a lucrărilor la Sebastian. Era în stadiu de demisol și fiarele rugineau, rugăciunile nu mai conteneau și noi eram parte din biserica aceea, ne adunam la Miulești. După acele rugăciuni întrerupte am auzit o prorocie. Culmea, prorocia era făcută de un misionar, pastor baptist. Știți că e un pic contradictoriu, un mic conflict. Fratele Caraman a tradus în Miulești, într-o joie seara, dacă mi-aduc bine aminte, frate Lazar, că la anul, pe vremea aceasta, voi o să construiți. Ne-a venit să credem. Ba, era și o mică, așa, o discuție, o dispută. Mă, nu prea auzim pe la Pentecostal, vin baptist să prorocească. Dar dacă e adevărată, să fie, slavă Domnului. Nu știm noi detaliile, dar peste un an așa s-a întâmplat. Pe spatele lui Buia Ionică, Ceaușescu a semnat aprobarea în America pentru reluarea construcției de la Sebastian. Așa e, ce mare e Dumnezeu! Dar se folosește de oameni, slăvit să fie numele Lui. Vreau să spun din experiența cu fratele DeLong, foarte scurt. Eram după cutremur. Câteva zile n-am putut comunica că noi suntem vii, nici la telefon, legăturile întrerupte. În sfârșit, când a venit vacanța să mergem de Paști, biletele, bagajele, totul pregătit să plecăm. Pe când să plec, mie îmi spune fratele Trandafir, tu să nu pleci. Păi am bilet, trimite biletul să-l vinzi, lasă, faci altfel. Cum adică să nu plec? Avem un misionar din străinătate, trebuie să-l însoțești. Nu prea mi-a convenit că nu mă duceam, de când am așteptat după cutremur să merg și eu, ca și colegii acasă, nu m-am putut duce. În sfârșit ne-a luat șoferul și ne-am dus la aeroport. Fratele DeLong avea 2 bagaje, unul mai mic de mână și unul mai mare. Eu, cavaler, am luat ăla mai mare, hai să-l duc. Am mers acolo la aeroport, unde erau niște dulapuri ca masa aceasta, în care un milițian îți băga bagajul și altul se uita așa. El ce se uita așa cu atenție, fără să se uite la mine, eu am dus bagajul acolo, zice, ce ai în geamantan? Și eu l-am întrebat pe fratele DeLong, ce aveți în geamantan? El n-a văzut, dar a auzit că eu vorbesc în engleză. Zice, nu e al dumitale bagajul? Zic, nu, dar cui e? Al dânsului. Atunci s-a uitat la noi. Dumneata, cine ești? Nici măcar n-aveam delegație de la centru, măcar așa,
de acoperire. Cine ești? Sunt însoțitorul dânsului. Păi și dânsul cine-i? Cum să-i spun unui milițian ateu o slujbă religioasă, administrativă, cum era dânsul, superintendent? Cine-i dânsul? Zic, e om mare. Cine-i? Doar nu-i cardinal. Zic, chiar așa e, cardinal. Milițianul ăla s-a ridicat de acolo și celălalt care băga și scotea bagajele au salutat și ne-au lăsat să trecem. Și de atunci, fratele de lung e cardinalul. Să vă mai spun încă una. Cumnatul dânsului, Paul Lauster, frate cu soția dânsului, plecați deja la Domnul, sunt fiii unui pionier penticostal din Germania care a suferit în timpul lui Hitler și ce-a urmat. Cumnatul lui a venit pe o zi cețoasă, la sfârșit de noiembrie, la noi acasă, la Cluj. Am citit istoria providențială a Americii și am aflat miraculos că Dumnezeu a lăsat ceață când englezii erau gata să întoarcă soarta Revoluției Americane. Dar din cauza ceții, corăbile lor cu trupe n-au putut să se apropie de țărm să debarce, să înnăbușe în față, în fașă, Revoluția. Așa că am mai așteptat câteva zile suficiente pentru ca americanii să se grupeze și să țină frontul și până la urmă să izbutească. Ceața l-a ajutat pe fratele Lauster să ajungă și să nu fie văzut. Eu mă mir cum a nimerit în spatele blocului unde numai noi localnicii știam pe unde trebuia să mergi în zigzag să ajungi. El acolo a nimerit. A apărut la noi acasă. Când l-am văzut, nici nu mi-am adus bine aminte, l-am văzut doar în poză. Zice, hei, am vreo 300 de kilograme de cafea boabe în ven, jos. Trebuie să le descărcăm repede. Pe ceață. Dar mirosea toată scara blocului ca și cum ar fi fost un magazin de cafea. Dar cafeaua boabe nu se putea cumpăra decât pe valută la magazine shop. Nu se putea cumpăra altfel. Ori să ai acest corp delict, erai bun de închisoare. Am descărcat în grabă și am pus într-o cameră în care nu locuiam. Și eu călătoream din două în două săptămâni, două săptămâni la București, una la Cluj. Și am informat pe fratele Trandafir. Și nu spune la nimeni. Adă cu fiecare drum. Ai grijă. Erau controle pe tren. Puteai fi găsit cu 10 kilograme, cu 15 de boabe. În vreo 20 de drumuri la București, în saci, în bagaje, deși au fost controle pe tren din când în când, dar niciodată nu m-a controlat. Am reușit să duc. Banii din contul pentru hrană se terminau. Fratele Trandafir îi chema pe colegii de serviciu. Vino la mine în birou, vino la mine în birou. Mergeam la dânsul în birou, scotea de unde scotea, numai el știa și dădea bani. Unii dintre colegi vorbeau cu casierul, vorbeau cu caserița. Bine, frate, dar nu mai sunt bani în cont să mai cumpărăm mâncare. Vino până la mine în birou. Și nu spunea mai mult și rezolva problema. Miraculos. De acolo erau banii. Încă una vreau să vă mai spun. Pe când să termin seminarul, am avut legătură cu președintele misiunii daneze pentru Europa. Mi-a spus că ei aduc Biblii, dar să nu știu prea multe, că nu-i bine, nici nu m-a interesat. M-am pomenit cu un bărbat care semăna foarte bine cu tatălui pe care îl cunoșteam. Tatălui era chirurg, fiul era chirurg, Kim. Și a venit cu un frate de culoare la noi acasă, cu o borsetă mică, ca și dintr-un alt cartier. Dar ei veneau din Danemarca. Au adus Biblii. Nu știam. N-am întrebat. Nu întreba, nu știi. Și au venit la noi acasă. Și au schimbat trenul. Au trebuit 7 ore, 8 ore. În sfârșit, i-am dus cu taxi, le-am spus, stați în spate, ridicați gulerul, trageți căciula, era frig, că eu vorbesc cu taximetristul orice ca să nu vă întrebe nimic și să nu aibă timp să se uite la voi. I-am cerut să ne oprim într-un loc umbros când am ajuns la gară, ne-am coborât, în sfârșit s-au dus. După 2 zile oamenii vin înapoi.
Se repetă figura. Și repet și eu figura, n-a fost nicio complicație, au plecat. Dar noi, care cumpăram pe cartelă ce am avut, ce mâncam, le-am cam dat lor. Acum s-au terminat. Când s-au terminat, ne-am dus la părinți. Că la părinți, unu, mâncam și doi, mai aduceam ceva. Mai aduceam o găină, mai aduceam niște cartofi, mai aduceam legume, în sfârșit. Și ne-am întors de la părinți foarte târziu. Era aproape 11 noaptea. Copiii dormeau. Și când ne-am întors acasă, am văzut o mașină suspectă. Un pic m-am gândit, mă, cine știe ce e? Că știam mașinile vecinilor. În sfârșit am intrat în apartament și când am intrat după noi, sună cineva. Toate emoțiile m-au trecut. Că poate fi ceva ce noi nu ne gândeam. Și vine un frate și vine o soră dintr-o comună vecină, pe care din vedere îi cunoșteam, dar nu le știam numele. Zice, unde ați fost? Păi de ce? Dar unde ați fost? Că vă așteptăm de vreo 2 ore jumate. Păi am fost la părinți. Păi nouă Domnul ne-a spus să vă aducem de mâncare. Și vă așteptăm de 2 ore jumate. Și voi nu mai sosiți, că era gata să ne ducem acasă, că era 11 noaptea. În sfârșit, și-au deschis bagajele. Un picior de vițel. Și pentru asta făceai pușcărie, dacă îl prindea. Un picior din spate de vițel, care avea, nu știu, 12-15 kilograme, pungi cu făină și de toate, lapte, ouă, de toate. Mult mai mult decât ce am cheltuit noi cu musafirii noștri. Am avut aceste experiențe care ne țin și ne ajută. Și pe lângă chemarea despre care s-a vorbit, pe lângă cunoștințele pe care le puteți și trebuie să le însușiți, experiențele cu Dumnezeu vă ajută enorm. Enorm. Uneori poate fi ca un fir verde, micuț, nu prea se vede, dar pentru voi e totul. Cum spunea cineva într-o familie, pentru alții tu ești unul din lume, pentru alții. Dar pentru noi, spunea soția și copiii, pentru noi tu ești toată lumea. Experiențele cu Dumnezeu dublează și dau valoare cunoștințelor și confirmă chemarea și vă ajută să slujiți. Domnul să vă binecuvinteze! Aș mai avea multe de spus, poate în discuții mai putem să schimbăm câteva gânduri, câteva impresii. Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvinteze, să aveți succes, să aveți izbândă, să fie peste voi puterea lui Dumnezeu, lângă chemare, lângă cunoștință, să aveți experiența cu Dumnezeu și să duceți lucrarea mai departe. Repet motoul, cele mai frumoase amintiri sunt acelea legate de suferința noastră biruitoare. Amin. Îi mulțumim fratelui Mesaroș pentru această rememorare a unor experiențe trăite cu Dumnezeu în vremuri grele. În continuare, aș dori să semnalăm o apariție editorială, o carte de mare însemnătate și conținut și bogăție pentru noi, în vederea lansării acestei cărți, scrisă de fratele Lila Marves și Stephen Land și tradusă în limba română. Invit pe colegii mei, Ciprian Tărinte, Silviu Tatu și Dragoș Ștefănică. Stimați invitați, am dorit să vă prezentăm acum o apariție editorială de teologie penticostală. Este vorba de volumul intitulat Biserica lui Hristos, mărturie, înnoire și echilibru duhovnicesc. Prezentul volum cuprinde 3 cărți de teologie penticostală scrise de autori penticostali de primă mărime. Este vorba despre doctorul Lamar West și doctorul Stephen Land. Eu voi face o foarte scurtă prezentare a acestor doi autori, teologi penticostali, după care le voi da cuvântul colegilor mei, conferențiarul dr. Silviu Tatu, care a tradus aceste cărți, acest volum de fapt, și colegului asistent Dragoș Ștefănică, ce a editat volumul.
Știm despre doctorul Lamar West că și-a început activitatea în slujba Domnului prin predicare la vârsta de 14 ani, iar activitatea de slujire pastorală la vârsta de 20 de ani. După ocuparea mai multor funcții de conducere în cadrul lucrării de tineret a organizației Church of God, în 1984 a devenit președinte al binecunoscutei instituții de învățământ penticostal Lee College, care a devenit apoi Lee University. De asemenea, a slujit și în comitetul executiv al organizației Church of God, iar mai apoi a avut 4 mandate ca supraveghetor general, general overseer al acestei organizații. A devenit apoi membru și apoi și președinte al Societății Biblice Americane. Este autorul a 6 cărți, dintre care 3 sunt cuprinse în acest volum. Despre Dr. Steve Land, știm că a slujit timp de 11 ani ca decan academic al Pentecostal Theological Seminary și apoi timp de 12 ani ca rector al acestei instituții. Acum este profesor emerit la PTS. Este autorul celui mai semnificativ și mai cuprinzător studiu de spiritualitate penticostală, intitulat chiar așa, Pentecostal Spirituality, A Passion for the Kingdom. A fost tradus în limba română în anul 2013. Am subliniat aceste lucruri pentru a reliefa faptul că cei doi autori penticostali au o vastă experiență pastorală și didactică ce le conferă amplitudinea spirituală și intelectuală necesară abordării unor subiecte de actualitate și de mare interes pentru teologii și păstorii penticostali. Vă mulțumesc și le dau cuvântul colegilor mei. Cred că este providențial faptul că la împlinirea 15 ani de vechime la Catedra ITP sărbătoresc împreună cu voi 40 de ani de învățământ teologic penticostal. Nu oricum, ci traducând aceste 3 volume lansate astăzi într-unul singur. Este o ofrandă minoră pe care mă bucur că o pot aduce pentru onoarea ce mi s-a făcut să fiu acceptat în acest colectiv minunat. Principalul vinovat este fratele John Tipei. El a fost instrumentul prin care Dumnezeu m-a binecuvântat într-o perioadă extrem de dificilă din viață și îi mulțumesc pe această cale. Volumul intitulat Biserica lui Hristos, Mărturie, Înnoire și Echilibru Duhovnicesc, pune împreună 3 cărți ieșite de sub penița lui Lamar West, dintre care una împreună cu Stephen Land. Ca traducător, am găsit câteva elemente extrem de interesante. Întâi, că autorii scriu în calitate de martori ai istoriei organizației penticostale Biserica lui Dumnezeu, ca unii care au avut privilegiul să fi cunoscut istoria aceasta chiar de foarte timpuriu ca tineri convertiți în biserică, în biserici rurale. Doi, autorii au fost martori ai frământărilor prin care a trecut Biserica lui Dumnezeu și au pus umărul la progresul de care s-a bucurat aceasta în domeniile unde au ajuns să slujească. 3. Autorii nu ascund deficiențele întâlnite în viața practică, dar nici nu se mulțumesc să se lamenteze zadarnic, ci invită cu hotărâre la schimbare, ca unii care ei înșiși au acționat ca agenți ai schimbării. Și 4. Ca satisfacție profesională am regăsit ilustrarea filozofiei de înnoire spirituală pe care o promovează Lamar West, prin modelul lui Iacov din Geneza 35, într-o interpretare pe care o consider credibilă și corectă. Frământarea majoră a autorilor constă în păstrarea autenticității mărturiei Bisericii Penticostale în acord cu particularitățile creștinismului de factură penticostală la începuturile sale, nealterate sub presiunea unor factori care acționează din exterior și din interior. Dinspre exterior sunt reclamate efectele societății de consum, a religiei populare, a filozofiei postmoderne asupra bisericii. Din interior este identificat dușmanul instituționalizării, considerat o piedică în calea dezvoltării nestingerite a bisericii, dar fără a o infiera drept cu totul inutilă. Se propune ca soluție recuperarea vocației de biserică autentică prin înnoire spirituală,
un proces care presupune, printre altele, redescoperirea valorii legământului pentru viața creștină, a virtuților creștine, a curajului în mărturisire. Toate acestea reprezintă dovada responsabilizării individuale a creștinilor. În virtutea experienței și a oficiilor deținute în Biserica lui Dumnezeu, la Mar Vest își permite să fie și prescriptiv, pe alocuri chiar profetic. Astfel, el promovează ca imperative consolidarea rolului pe care îl joacă slujitorii, dar și încurajarea implicării diversificate a membrilor bisericii. Pe de o parte, slujitorii bisericii sunt chemați să se achite cu responsabilitate de învățătura pe care o împart, să se păstreze integri și să se preocupe de nevoile particulare ale enoriașilor lor pe grupe de vârstă. De altă parte, enoriașii sunt chemați să caute progresul spiritual, să se implice în viața bisericii și să pretindă un standard înalt din partea conducătorilor lor. Ca tânăr credincios, este încurajator pentru mine să regăsesc în înaintași vigoarea și pasiunea schimbării nealterată de trecerea timpului. Despre ei, probabil, spunea Scriptura în Psalmul 92, de la versetul 12, cel drept înmugurește ca palmierul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înmuguresc în cârțile Dumnezeului nostru, ierodesc până la bătrânețe, sunt plini de miez și de verdeață, ca să se facă de cunoscut că Domnul este drept. Amin. Ca editorul acestui volum, munca în pregătirea pentru tiparea acestui text a însemnat un privilegiu deosebit pentru mine. Redactând textul, în mod normal ar fi trebuit să fiu, și am încercat să fiu cât se poate de atent la exprimare, chiar dacă fratele Silviu aici de față a făcut o traducere excelentă, însă mărturisesc că de multe ori am fost prins așa de val și eram mai atent la ceea ce spun autorii decât la felul în care sună limba română ceea ce ei spun. Spun asta pentru a vă reconfirma, dacă este cazul, că într-adevăr acest volum este o nestemată pentru teologia penticostală, să zic la nivel internațional, dacă pot spune așa, dar și pentru teologia penticostală din România. Această carte sau aceste trei cărți cuprinse într-un singur volum astăzi au fost scrise pentru sau referindu-se la contextul din Statele Unite, dar realitățile care sunt descrise în această carte sunt de fapt și realitățile de la noi. De aceea recomand cu căldură să achiziționați această carte, o puteți cumpăra de la standul de aici, de la editura Scriptum, cu 30% reducere astăzi. Și un lucru îmbucurător este faptul că, dincolo de traducerile de teologie penticostală pe care le facem, deja, iată, colegii de la Institutul Teologic Penticostal au început, și nu de acum, dar continuă să publice cărți de teologie și de istorie penticostală foarte importante și vreau doar să amintesc trei volume pe care de asemenea le puteți cumpăra de la editura Scriptum. Este vorba de cartea colegului Ciprian Flavius Terinte, Conducerea bisericească în scrierile Noului Testament, cartea colegului Romulus Ganea, Credincioși legământului, repere isagogice și teologice în studiul cărții Estera, și cartea colegului Ciprian Balaban, Istoria bisericii penticostale din România, cu referire la perioada 1922-1989, instituție și harisme. Vă recomand cu căldură să cumpărați aceste cărți, să le citiți și sper și sunt convins că ele vor constitui o adevărată hrană duhovnicească pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc! Frați, iubiți frați și surori, pentru câteva momente aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare. Vă puteți relaxa puțin fizic, stând în picioare, și aș vrea să vă invit să ascultăm câteva cuvinte din Scriptură pe care le găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 24 la 27, foarte bine cunoscute de noi toți. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit pentru că
avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frate rector, frate președinte, dragi colegi, dragi studenți, doamnelor și domnilor, pentru mine este un privilegiu să fiu la această măreață sărbătoare, aniversare, în numele Bisericii Philadelphia din Chicago, biserică ce de-a lungul anilor a sponsorizat sute din studenții care au absolvit și ne-am implicat în mod constant. Vă felicităm, vă felicităm în nume personal și numele bisericii și al comunității, al pastorilor care fac parte din Romanian Territorial Office, organizația bisericilor române Church of God. Sunt încă o dată extrem de bucuros să fiu aici. Eu fac parte din prima generație post-comunistă. Noi am început generația noastră în 90, am absolvit în 94 o generație din nou numeroasă, a fost, cred că, cea mai numeroasă generație după prima generație, am fost, cred că, la același număr și suntem cu toții bucuroși să fi fost în această școală. Eu am fost cel mai tânăr, și personal am avut experiențe similare cu cum au avut și ceilalți frați. Mi-amintesc la prima predică pe care am ținut-o la Sebastian, din nou primul care am predicat, la judecata de apoi, m-au examinat frații aceștia, colegii mei, efectiv m-au desfințat. Fratele Ticu spunea, ce, nu-i nici un pic de poezie în predica asta. Valer zice, n-ai nicio ilustrație de la țară. Cei mai vechi acolo cu experiență, efectiv m-au desfințat. Și acum, fiind tânăr și fără experiență, după ce am auzit toate comentariile, toată distrugerea de caracter, asasinarea de caracter pe care mi-au făcut-o, de predicator, mai bine zis, am crezut acum fratele Trandafir o să spună, băiete, fă-ți bagajele și pleacă acasă. Însă, fratele Trandafir era un om înțelept și după ce a auzit toate celelalte și a spus, zice, e drept că nu-i predicator, dar măcar e tânăr, plin de pasiune și deștept. M-a salvat. Am continuat să merg să merg la școală acolo. O perioadă am lucrat ca secretarul institutului. M-a angajat fratele Trandafir part-time și cred că am fost primul seminarist concediat. La un moment dat am vrut și eu să mă însor, că toți ăștia erau însurați și povesteau de soțiile lor, de familiile lor și eu fiind tânăr, mă căsătoresc și eu. Și mi-am întâlnit soția la Biserica Sebastian și într-un weekend am vrut să mă duc să o prezint familiei mele. M-am dus și i-am spus fratelui Trandafir, frate Trandafir, vreau să mă căsătoresc și weekendul acesta o să plec la Cluj, Bistrița, să prezint pe viitoarea mea soție, familiei. S-a uitat la mine și a spus, dacă te duci, lunea viitoare când te întorci, ești concediat. Și am spus, mă duc. Și când m-am întors lunea viitoare, lunea următoare, m-a chemat în birou și mi-a spus, ca și Trump, you are fired. Mi-a spus, ești concediat, am suferit pentru căsătorie. Atunci m-am gândit la ceva special. Eu când m-am căsătorit, soția mea din Ploiești, era singură la părinți, m-am dus la socrul meu și i-am spus, cer mâna soției, fetei dumitale. Și bineînțeles, socrul mi-a zis, nu-ți dau numai mâna, ia-o pe toată. Să mi-a pus o condiție, mi-a spus, uite, singura noastră fată, singurul nostru copil și nu vreau să o duci nici la Bistrița, la voi la țară, nici în altă parte, în România, trebuie să rămâi pe aici. Și am promis atunci, zic, nu o duc niciunde în România. Și după ce am fost concediat pentru căsătorie, pentru familie, m-am decis că o duc în America.
și am făcut lucrul acesta, am dus-o în America. Acum timpul este foarte înaintat și aș vrea să folosesc timpul acesta eficient. Într-o duminică seara mă întorceam de la biserică cu familia, predicasem o predică de 50 de minute și în drum spre un restaurant unde mergeam, băiatul îmi spune ceva care în prima fază m-a făcut așa să fiu mândru, zice, tati, zice, tu predici foarte bine. Și când îmi spune copilul tău de 12 ani că predici foarte bine, așa îți crește inima. Da, continua și zice, tati, predici foarte bine când predici scurt. Și sper să fac același lucru azi. Teologia, educația, fac parte din viața mea, din inima mea, școala asta mi-a schimbat traiectoria vieții, Dumnezeu a folosit școala și oamenii de aici să-mi descoper scopul vieții și destinul meu. Toți sunteți aici oameni cu școală, oameni educați, de aceea ați venit aici. Mi-am amintit de o întâmplare, de o discuție pe care o aveam cu câțiva colegi, fiecare discutam, toți erau pastori, toți discutam despre școlile pe care le-am făcut, diplomele pe care le avem, ce planuri avem de viitor și printre noi era un pastor care era foarte talentat, dar n-avea nicio școală. Și după ce ne-a spus noi toate lucrurile pe care le-am făcut și ne-am arătat diplomele și ne-am mândrit cu diplomele noastre, fratele ăsta spune, vreau să vă spun și eu ceva, că tot ați vorbit acum de școală, spune, știți ce s-a întâmplat de fapt? Dumnezeu s-a decis să dea talente și daruri lucrătorilor, oamenilor. Și a trimis un înger să dea din bagajul lui daruri și talente la toți bărbații capabili să slujească Domnului. Și la un moment dat s-au terminat talentele și darurile. Și îngerul s-a dus la Dumnezeu și a spus, Doamne, s-au terminat talentele și darurile, ce să fac acum? Ce să fac cu restul? Și Dumnezeu ar fi spus, restul, dă-le diplome. Asta spun cei geloși. Cei geloși. Școala a avut un impact. Fără școala aceasta, fără această instituție, cultul pentecostal n-ar fi unde este. Și lucrarea lui Dumnezeu n-ar fi avansat atât. În această dimineață, pe scurt, frate Nelu, să-mi spuneți când trebuie să mă opresc. Spuneți-mi o hârtie aici. Mesajul pe care vreau să-l aduc este acesta. Fiți atenți la fundație. Educația excelentă. Personal am făcut destul de multă școală și educația este absolut necesară, este importantă. Teologia este fundamentală. Însă fundația este extrem de importantă. Fundația pe care o formăm și o primiți aici, pe care vă formați aici. Sincer să vă spun, pe măsură ce am mers la școală, și pe măsură ce am mers printre străini, printre scholars, printre oameni, printre teologi, am apreciat tot mai mult fundația pe care mi-am format-o aici. Când am fost la Vanderbilt University pentru studii doctorale, când m-am trezit între o mulțime de atei care predau Biblia, am realizat cât de importantă este fundația pe care am format-o, mi-am format-o aici și apoi la PTS, la seminarul din Cleveland. Și am realizat că fundația este fundamentală. Ce am citit, știți foarte bine, pasajul acesta este unul dintre cele mai comune pasaje, este cea mai ilustră predică, cel mai frumos și profund seminar. Mântuitorul încheie acest seminar cu o ilustrație, cu o ilustrație ca să înțeleagă toți pentecostalii. Și mai mult cu o ilustrație din construcții ca să înțeleagă toți românii. Și de fapt rezumă toată această predică pe care o găsiți în Matei 5-7 prin acest concept al fundației, importanța fundației. Fundația este absolut esențială și în această predică găsim de fapt cele patru unghiuri ale fundației. Primul unghi este acesta. Primul unghi este caracterul. Mântuitorul în predica de pe munte stabilește fundația sau unghiul, dacă vreți, piatra aceea unghiulară care este caracterul. Caracterul este absolut important pentru un credincios, pentru fundația noastră. Vreau să spun în această dimineață, caracterul este mai important decât educația, decât talentul,
decât diplomele pe care le avem, caracterul este o piatră unghiulară pentru slujirea noastră. Este un lucru extrem de important. Sinceritatea noastră și sinceritatea caracterului nostru. De foarte multe ori, sunt foarte mulți predicatori, foarte mulți lideri care au devenit caractere într-o dramă existențială și probabil că sunt oameni fără caracter. De foarte multe ori suntem unși cu ceară, ne lăsăm unși cu ceară în lumea în care trăim noi, de adulațiile oameni, de popularitate, de influențele lumii. Știți, cred că știți, ar trebui să știți, cuvântul sincer în limba română și în orice limbă vine din latină, de la două cuvinte, sine cera, fără ceară. Știți ce se întâmpla cu statuile care erau imperfecte, pe care le perfecționau cu ceară, însă la un moment dat ceara se topea și imperfecțiunile ieșeau la iveală. Asta se întâmplă cu mulți oameni care sunt, cu mulți lideri care sunt ceruiți. Și noi ca și oameni al lui Dumnezeu trebuie să apreciem mai mult caracterul decât talentul. Mai mult caracterul decât educația. Lucrul acesta este absolut incredibil. Mi-am amintit de o întâmplare prin anii 90. Eram în America, prin 94 eram proaspăt în America și conducerea cultului pentecostal a vizitat o bisericuță română din America. Nu avea pastor biserica, ci aveau doar un conducător. Și conducătorul acesta era foarte bine intenționat. A vrut să prezinte pompos, spectacular, conducerea cultului pentecostal. Și s-a ridicat în picioare și a zis: frați și surori, avem aici conducerea cultului pentecostal, niște oameni speciali al lui Dumnezeu, oameni folosiți de Dumnezeu. Zice: uitați-vă la dânsii, sunt unși cu toate alifiile. Vreau să vă spun ceva. Omul acela n-a vrut să spună ce s-a înțeles. Dar este teribil când noi, oamenii lui Dumnezeu, suntem unși cu toate alifiile. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni de caracter, oameni integri. Dumnezeu ne cheamă la aceasta. Spunea un autor american: noi pregătim pe lideri pentru cădere dacă îi încurajăm să vadă ce ar putea realiza înainte de a înțelege ce persoană trebuie să fie. Și asta e marea problemă azi. Că punem accent pe talent, poate pe educație, pe diplome și nu pe caracter. Citiți prima carte a Predicii de pe Munte, vorbește prin excelență despre caracterul creștin și este prima piatră unghiulară. A doua piatră unghiulară este moralitatea. Dacă citiți Predica de pe Munte, se vorbește foarte mult și foarte deschis, foarte direct despre moralitate. Dați-mi voie să spun ceva. În lumea seculară și profesională poți să fii etic și complet imoral. Poți să fii etic și complet imoral. Oamenii pot să respecte legile statului și să încalce legile lui Dumnezeu și să devină complet imorali. Și asta, acesta este un pericol extrem de mare pentru toți liderii, pentru toți credincioșii. Și noi trebuie să susținem moralitatea creștină. Noi trebuie să fim oameni morali în acest sens. Bătrânii noștri au înțeles asta. Mi-amintesc o întâmplare, eram student, s-a amintit despre acel internat. Și mi-amintesc vivid cum mereu și mereu fratele Trandafir le spunea studenților care erau acolo ceva important. Eu locuiam în chirie, eram proaspăt căsătorit și nu mai locuiam cu burlaci ăștia căsătoriți. Și le spunea mereu, pentru că lângă internatul acela era un cămin de studente. Studente care făceau cu mâna, făceau semne, ci că erau frumoase, erau deștepte. Și fratele Trandafir în mod constant le spunea studenților, nu știu dacă ei își amintesc, dar eu îmi amintesc că eram mai tânăr, am memorie mai bună, spunea: aveți grijă cu studentele acelea, aveți grijă cu studentele acelea. Și la un moment dat unul dintre colegi, nu vreau să greșesc, dar poate a fost Ghiță Dicoi, zice: frate Trandafir, ce ne tot jignește atât, dacă noi suntem oameni însurați, suntem pastori, n-aveți încredere în noi. Și fratele Trandafir a spus ceva foarte interesant, a spus: băieți, cum se precipita dânsul, a spus: am toată încrederea în voi. Zice, dar n-am încredere în diavolul. Vreau să spun, avem încredere în toți lucrătorii, în toți liderii, dar nu trebuie să avem încredere în diavolul care ne ispitește, care aduce tot felul de situații în viața credincioșilor. De aceea, moralitatea este extrem de importantă. Moralitatea este un
cap unghiular, un colț unghiular al caracterului creștin, al misiunii pe care noi o facem. În al treilea rând, sunt relațiile. Dacă citiți această predică de pe munte, relațiile sunt absolut incredibile. Se vorbește foarte mult despre relații, cum să ne relaționăm unul cu celălalt. Mulți predicatori astăzi le predică, vorbesc cu oamenilor, fără să vorbească mai întâi lui Dumnezeu. Fără să stăm de vorbă cu Dumnezeu, fără să dezvoltăm, să cultivăm relația noastră personală. Ca pastor, și sunt pastor de 21 de ani, de 15 ani în aceeași biserică, vreau să recunosc că tendința mea este să studiez Biblia profesională. Mereu am în cap o predică, mereu am în cap un seminar și sunt tentat să investesc foarte mult timp în aceste lucruri, în lucrurile profesioniste pe care le fac, spunând așa, mai mult decât să petrec timp în relația mea cu Dumnezeu. Și mă uit la dumneavoastră și probabil că foarte mulți sunteți în aceeași situație. Trăiți sub imperiul urgenței. Mereu sunt urgențe care vin în viața noastră și nu avem timp să investim în relația noastră cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu este definitorie pentru slujirea noastră. Și apoi relațiile cu familiile, ca lucrători. Relația dumneavoastră în familie este foarte importantă. Și pentru tinerii care sunteți necăsătoriți, mai bine rămâneți ca Pavel decât să vă căsătoriți, să vă neglijați familiile. Am avut un mentor, un om special, fratele Galeș, fondatorul bisericii noastre. O parte din cărțile dânsului a fost donate aici la biblioteca ITP-ului. Și omul acesta a fost un om special al lui Dumnezeu. A murit în urmă cu câțiva ani, de fapt cu 5 ani, Domnul l-a chemat acasă. Pe patul de moarte, mi-a spus ceva foarte interesant, foarte important pentru mine. Mereu mă gândesc la ce mi-a spus. Am avut o relație strânsă, foarte strânsă cu dânsul, pentru că aveam vârsta băiatului lui care a murit sub o doză zdravănă de droguri. Și aveam o legătură, mă considera ca și copilul lui, parcă eram un locuitor pentru copilul lui. Și pe patul morții mi-a spus ceva care a rămas cu mine. Mi-a spus, n-am multe regrete în viață. Am slujit, am promovat oameni, m-am sacrificat pentru biserică, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mi-a spus, un singur lucru regret. Că n-am investit mai mult în familia mea. Vreau să spun celor care sunteți lucrători, care suntem aici, puteți să câștigați pământul. Dacă vă pierdeți familia, sunteți nenorociți, suntem nenorociți. Și ca lucrători, ca lideri, noi trebuie să avem fundamental relațiile noastre bine puse la punct. Noi nu suntem chemați să trăim în izolare, să trăim ca niște pusnici în turnurile noastre de fildeș. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în interdependență, să ne conectăm unii cu alții, să lucrăm, nu fiecare de capul lui, ci toți împreună. În vara asta, la adunarea generală a bisericii noastre, Church of God, am auzit pe noul general overseer, Dr. Tim Hill, făcând o afirmație, de fapt cita pe altcineva. Și afirmația în limba engleză sună ceva de genul acesta. If you are not networking, you are not working. Dacă nu te conectezi, de fapt, tu nu lucrezi. Și relațiile pe care noi le dezvoltăm sunt absolut importante. De aceea, văzând relațiile care se creează aici, lucrul acesta este de importanță vitală. Și ultima piatră unghiulară este misiunea. Noi vrem să învățăm, cumpărăm cărți, vrem să știm cât mai multe lucruri, vrem să avem o teologie cât mai profundă, cât mai elevată, cât mai sofisticată. Dar niciodată nu trebuie să scăpăm din vedere misiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Misiunea pe care ne-a dat-o Hristos. Ceea ce Dumnezeu ne cere fiecăruia să facem. De foarte multe ori facem teologie fără nicio perspectivă practică. Eu am învățat simplu din Scriptură. Evanghelia salvează. Evanghelia emancipează. Și Evanghelia civilizează. Și noi trebuie să avem în mod constant în vedere lucrul acesta. Nu formați ca școală doar oameni care gândesc pentru ei, pentru faimă.
ci formați în școală oameni care gândesc pentru împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă încurajez, dragi profesori, nu învățați studenții să-și formeze viziunea lor. Învățați să descopere viziunea lui Dumnezeu. Și învățați pe ei să implementeze această viziune. Scria cineva, un autor, spunea în felul următor: Iisus a luat 12 oameni simpli și a transformat în promotorii celei mai avansate civilizații. Asta a făcut Dumnezeu. Și oriunde mă duc pe câmpul de misiune, știți ce descoper? Acolo unde pătrunde Evanghelia adevărată. Oamenii sunt salvați, oamenii sunt emancipați și oamenii sunt civilizați, frați și surori. Și este fundamental pentru teologia noastră ca oamenii nu doar să învețe cine este Dumnezeu, ci să trăiască ceea ce spune Dumnezeu. Și noi suntem chemați pentru misiune. Sigur, ar fi multe de spus aici, foarte multe de spus, timpul s-a dus. Doar în final, vreau să spun că orice fundație este testată. Știți de ce cad lideri mari? Știți de ce cad oamenii lui Dumnezeu? Deci oameni care au făcut o lucrare absolut incredibilă, cu un impact fabulos. Știți de ce cad? Pentru că n-au fost atenți la fundație. N-au fost atenți la fundație. S-a întâmplat ceva cu fundația respectivă. Unii au construit fără să aibă o fundație solidă. Și ajung oamenii, așa cum spune cuvântul aici, să se prăbușească. Orice spune textul aici, orice fundație este testată. Și uitați foarte simplu care sunt testele. Mai întâi, spune aici, vin ploile. Așa simbolic, știi ce sunt ploile pentru mine? Este testul cotidian. Obișnuința, rutina, îngrijorările, conflictele. Treaba asta de fiecare zi pe care o facem, care ne fură frumusețea, cum s-a spus aici, și avem doar pragmatismul. Și în viața fiecărui om, în viața fiecărui lucrător, există acest test cotidian. Și ce s-a întâmplat cu mulți dintre dumneavoastră, se întâmplă cu mulți dintre noi? Haideți să o spun la plural. Ne-am plafonat. Ne-am plafonat. Și este o ofensă înaintea lui Dumnezeu. Ca cei mai importanți oameni din lumea aceasta, chemați de regele Universului, de creatorul Universului, să fie niște oameni plafonați. Să lucrăm pentru Dumnezeu până ieșim la pensie, până ne vine pensia sau așa din rutină să facem lucruri. Fiecare este testat și avem testul cotidian. În al doilea rând, aici se vorbește despre șuvoaiele acestea. Pe acestea le văd simbolic ca niște curente fundamentale care sunt în lumea noastră. Toți suntem afectați de asta. Uneori, în special în lumea academică, în lumea teologică, să știți că suntem furați cu gândul de tot ce auzim grozav. Tot ce auzi câte o idee, cei mai mulți nu înțeleg și tu ai priceput-o și te agăzi de ideea aceea. La ce mă refer aici? Tot felul de curente. Ce am putea să menționăm astăzi aici? Umanismul, materialismul, secularismul, postmodernismul, secularismul, deja menționat, neopăgânismul, crislamul și toate celelalte. Sunt idei grozave, sunt idei grozave. Vreau să vă spun ceva azi pentru studenții de aici. Eu am avut o șansă extrem de mare să predau la Vanderbilt University long term, să fiu full time acolo. Am avut o mare șansă. Profesorul meu, coordonatorul meu mi-a propus lucrul acesta, m-a introdus în toate cercurile academice. Am ținut prelegeri la societatea de literatură biblică, la Academia Americană de Religie, nu că meritam, dar m-a promovat profesorul acesta, un francez. Însă știți ce am realizat? Pe măsură ce mi se face capul pătrat și inventez tot felul de metode de interpretare, cu dânsul am inventat o metodă de interpretare, a fost publicată în diferite magazine de specialitate, pe măsură ce mi-am dat seama că îmi fac capul pătrat și știu tot mai mult, știți ce am realizat? Că este foarte ușor, foarte ușor să-mi pierd credința mea pe care am primit-o de la părinții mei. Că este foarte ușor pentru mine să devin un specialist, un academic, care nu mai stă pe fundația pe care Dumnezeu l-a așezat. Toate aceste curente lovesc și mai ales în mințile tinerilor, în mințile celor care se ridică acum, este un mare pericol și vin aceste teste. Și apoi, în final, vânturile, pe acestea le numesc crizele vieții. Crizele vieții. Fiecare de aici avem crize în viață. Și uneori crizele care vin în viața noastră, probleme care se întâmplă, încearcă să ne doboare, încearcă să ne,
distrugă fundația pe care o avem și noi ca oameni al lui Dumnezeu să ne prăbușim. Acesta este sfatul meu pentru dumneavoastră și nu mă exclud pe mine, pentru noi toți. Dragi profesori, dragi pastori, dragi tineri, studenți, fiți atenți la fundație și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Bine ne-am regăsit, dragi telespectatori. Suntem în pauza acestui jubileu, 40 de ani de istorie penticostală. Pentru cei care ne-ați urmărit poate și ieri sau cel puțin astăzi, ați înțeles despre ce este vorba. Este o sărbătoare în cadrul cultului creștin penticostal privind rememorarea unor evenimente legate de această școală importantă, de fapt școala oficială a cultului penticostal, Institutul Teologic Penticostal București, ITPB prescurtat. Având o pauză de aproximativ o jumătate de oră, am trei invitați cu care, deși ne cunoaștem foarte bine, o să-i rog să se prezinte dumnealor pentru ca dumneavoastră să-i cunoașteți ce funcție au, ce slujbă și de unde provin. Vă rog, în care ordine doriți. Mă numesc Cornel Avram, sunt pastorul Bisericii Happy Valley din Phoenix, Arizona și reprezint Uniunea Bisericilor Penticostale Române din Statele Unite și Canada. În calitate de președinte, da. Și mă bucur să fim împreună cu dumneavoastră. Deci ați venit de la căldură mare. Da, suntem împreună la acest jubileu. Ne bucurăm și vă mulțumim pentru invitație. Și eu vin de la căldură. Sunt Vasilică Croitor, slujesc în Biserica Penticostală Betleem din Megidia. Sunt președintele Comunității Regionale Penticostale Constanța, lucrez în bordul Agenției Penticostale de Misiune Externă și de asemenea editor la editura Succi Publishing. Văd că v-ați și înarmat cu ceva cărți. Am câteva cărți pe care o să le oferim participanților la conferință. Mă numesc Simion, Simi Timbuk, sunt pastorul Bisericii Penticostale Române Bethesda din Troy, statul Michigan, Statele Unite, absolvent al Institutului Teologic Penticostal, a treia promoție, anul 1988. De asemenea, răspundeți la a doua întrebare. De asemenea, slujesc ca profesor vizitator în cadrul ITPB-ului, slujesc în cadrul APM-ului, misionar parte prin Africa. Prin parte din familia Bisericii Penticostale. Mă gândeam că fiind Vasilică Croitor în mijlocul a doi români plecați în America, nu cumva vreți să-l duceți acolo? Niciodată nu se știe. N-are microfon să vă răspundă, așa că... A mai fost, da. Sperăm să mai vină și odată să și rămână, are și familia acolo. Da. Care este explicația prezenței dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră? Deci, deja ni s-a răspuns, haideți să începem de aici. Ați fost student aici, da. Și sigur nu puteți să nu veniți la acest eveniment. Și alte motive? Și continuăm cu ceilalți. Ca student, absolvent al seminarului, acum institutul, de asemenea, așa cum menționam, continui să slujesc, venind periodic, predând cursuri la Institutul Teologic Penticostal din București. Din toate pozițiile de responsabilitate pe care le am colaborat foarte bine cu institutul. Desigur, sunt și eu absolvent, promoția 1997, dar sunt și pastor al unor studenți care sunt chiar acum în școală, sunt pastorul unor absolvenți care sunt în județul Constanța. Cu ceva timp în urmă am făcut un recensământ în județul Constanța și aveam peste 30 de absolvenți care erau implicați în slujire, în diferite poziții, în diferite roluri în regiunea aceea. Și de asemenea, la institut am făcut lansări de carte, am lucrat în proiecte de cercetare, am colaborat cu mulți dintre profesori și am beneficiat foarte mult de sprijinul dumneavoastră. Deci nu se putea să lipsiți la această întâlnire. În virtutea slujirii ca și președinte al Uniunii Bisericilor Penticostale Române și din Statele Unite și Canada, în virtutea unei relații de prietenie și slujire pe care o avem cu fratele pastor rector Nelu Brie, în virtutea faptului că sponsorizăm lunar și anual într-un mod substanțial, atât ca biserică locală, cât și ca organizație confesională, sprijinim și sponsorizăm lucrarea Institutului Teologic Penticostal din București, era normal și natural să
fim aici și să ne implicăm în această sărbătoare. Ați beneficiat ca păstori acum, nu ca foști absolvenți, de valoarea pregătirii unor lucrători în zonele dumneavoastră de lucrare? Cred că comunitatea română penticostală din diaspora și din Statele Unite, bisericile care s-au înființat în ultimii 30 de ani și chiar mai de demult, au beneficiat și beneficiază în mod continuu de către slujitorii pregătiți la Institutul Teologic Penticostal sau seminarul de la început. Nu cumva pleacă prea mulți încolo, vor să meargă în misiune și merg în America. Probabil că pleacă prea mulți, dar încă mai este nevoie de slujitori. Încă mai este nevoie. Personal pot să spun că anii în care am studiat la ITP au fost anii în care am dobândit o gândire teologică. Una este să ai cunoștințe despre Biblie, să fii auzit predici, să fii învățat în familie, desigur, în alte contexte de învățare. Alta este să poți să ai privilegiul să studiezi sistematic ce înseamnă o gândire teologică, o gândire biblică. Și sunt foarte recunoscător pentru că în primul an, în mod deosebit la institut, s-au așezat astfel de baze în gândirea mea. Un alt lucru pentru care sunt recunoscător și care se datorează anilor petrecuți la institut a fost perspectiva literară de comunicare, de comunicare publică, în scris, verbal, pe care am dobândit-o acolo. Regretatul profesor Teodor Pandrea mi-a fost un mentor și a fost prietenul meu cel mai bun din corpul profesoral, omul care mi-a șlefuit stilul, care și-a făcut timp într-un mod deosebit părintește ca să mă învețe foarte multe aspecte. Și așa a avut materie primă, cred că. A fost un om care a știut, un dascăl, care a știut cu adevărat să își facă ucenici. Și de asemenea, în general vorbind, anii petrecuți la institut au însemnat lărgirea perspectivei. Ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, dincolo de contextul strict bisericesc, eclesial, de conferințele pastorale și evenimentele pastorale, acolo am avut ocazia să înțelegem mai mult provocările contemporane, ceea ce se întâmplă în lume, cum ni se spunea, fratele Pandre ne spunea, sunteți niște intelectuali în devenire. Am învățat să gândim ceea ce se întâmplă în lumea noastră și să înțelegem și ce înseamnă citirea unui ziar și ce înseamnă citirea unei alte cărți, și lucrul acesta l-am primit în timp ce primeam și o gândire teologică. Deci ați ales să răspundeți la întrebarea cum beneficiați ca păstor în zona noastră de responsabilitate prin a răspunde la întrebarea pe plan personal cum, și acum să extindem că amândoi ați fost studenți aici. Deci dacă institutul dă oameni de nădejde, ajutoare cu care să lucrați într-o comunitate regională cum e Dobrogea sau în zona Statelor Unite? Cred că atâta vreme cât institutul reușește să formeze o gândire teologică și o perspectivă corectă pentru integrare în societate, răspunde într-un mod evident nevoilor pe și care sunt, le avem. Pentru că vă cunosc și știu că împreună cu pastorul Rițișan, după absolvire, ați ales să mergeți în această zonă. Mai sunt tineri care acceptă să meargă în zona asta sau mai degrabă în Ardeal? Spun sau și eu, precum frații din America. Adică nu atât de mulți pe cât ne-am dorit, este o foarte mare nevoie de slujitori în Dobrogea. Avem încă un număr mare de biserici care nu au un păstor permanent, ci sunt ajutate de la distanță, dar avem totuși, mulțumim Domnului, un număr frumos de absolvenți care sunt din zonă sau care ne-am mutat din alte regiuni ale țării acolo și care lucrăm într-o relație foarte frumoasă, într-o părtășie foarte bună, nu doar în Dobrogea, cele două județe, Tulcea și Constanța, dar în toată comunitatea regională care include și Galațiu și Brăila. Există o relație foarte bună și cei mai mulți dintre slujitorii de astăzi sunt absolvenții institutului. Mai s-a menținut practica sau obiceiul de a trimite în practică studenții de la ITP în Dobrogea? Trimiterea e mai greu de realizat astăzi pentru că unii sunt legați de la plecare de o biserică anumite mamă, zone. Au anumite angajamente. Invitația noastră este deschisă. Am fost în repetate rânduri la institut și vreau să mă duc și acum pentru că a venit o nouă generație de studenți și să le spunem, e nevoie de
de voi în Dobrogea. Din păcate, bisericile noastre sunt mult mai limitate din punct de vedere a resurselor în a putea să susțină, de exemplu, o călătorie săptămânală în weekend pentru studenți și a acoperi toate nevoile lor, dar dorim să atragem studenți în zonă și este nevoie de asta. La fel, pe plan personal și pe plan zonal, să zic așa, lucrări în care sunteți implicați, cum ați beneficiat de la ITP și apoi o să vă rugăm anumite amintiri legate de viața studențească aici. Începem cu aspectul pe plan personal. Am beneficiat fiind student și formându-mă din punct de vedere academic în cadrul seminarului al Institutului, aș putea să spun în trei direcții. Prima direcție, ca teologie biblică, înțelegerea textului biblic în contextul în care a fost dat, o gândire structurată din punct de vedere biblic, sistematizată, a privi scriptura din mai multe perspective biblice, contextul cultural, contextul social, apoi din punct de vedere al, așa cum spunea fratele pastor Vasilică, al unei gândiri și din punct de vedere a unei analize, aș putea să o numesc critic, dar un criticism constructiv, a discernământului, ca să folosesc un alt termen, în sensul academic, punând scriptura în contextul și contemporan în care noi ne aflăm și văzând, chiar dacă este o carte atât de veche, relevanța pe care o are chiar pentru societatea noastră așa numită postmodernă și în perioada pe care noi o parcurgem. Al treilea aspect, al treia direcție a fost aspectul pastoral, care continuă să aibă impact și influența asupra vieții mele. Acolo am înțeles valoarea slujirii pastorale, a slujirii semenului, a slujirii oamenilor, începând de la biserica locală și, de asemenea, ideea de dezvoltare în cadrul bisericii, a înțelegerii că fiecare mădular al bisericii, cum folosește Scriptura, sau membru al bisericii, este la rândul lui chemat să slujească și chemarea noastră pastorală este de echipare în direcția aceasta. Pe planul lărgit, să zic așa, cred că eu personal... Aveți vreun fost student ITP în biserică? Sau? Avem în zonă foști studenți care slujesc în zona noastră, am beneficiat de... Cum îi priviți pe acești studenți care pleacă din România în America? Așa, ca să vă prindă un pic... pot să-i privesc numai ca unul care și eu am fost și am plecat. Deci este un aspect al plecării din considerente economice sau familiale, unii vin prin căsătorie, și este un alt aspect al plecării din considerente, de exemplu, de studiu. Așa a fost plecarea mea, de exemplu, în Statele Unite și apoi chemarea de a sluji acolo și, în final, o înțelegere, un acord, pe de o parte, inclusiv între mine de cu fratele aici. Trandafir, da, care era în tipul acela directorul seminarului și cu școala de teologie din Cleveland, Tennessee. Și este celălalt aspect, când unii sunt studenți care au venit înainte de a termina institutul și au rămas acolo și în felul acesta unii chiar s-au pierdut chemarea, dacă pot să spun în felul acesta, și acesta este mai trist, mai dureros, că au pierdut o investiție care s-a pus în ei și din punct de vedere moral și din punct de vedere financiar, aș putea să spun. Oricum, pentru România n-ar fi ceva nou ca investiția în materia cenușie, în pregătirea unor oameni de înaltă calificare, să nu mai fie în beneficiu țării, ci spre, vorbind naționalist acum, da, dar sigur, împărăția Lui Dumnezeu este una pe întreg pământul. Doar aici aș vrea să menționeze că unii chiar s-au pierdut din slujire, implicându-se în asta viața cotidianului și a necesităților care sunt acolo. Acum, în direcția asta, vreau să vă zic ceva. Recent, în colaborare, în parteneriat cu Primăria Orașului Megidia,
moderez o echipă care va face o cercetare, un studiu sociologic și pe toate palierele societății, ce putem face ca să se întoarcă tinerii și să investească în oraș. Probabil că trebuie să facem una și la nivel de cult. Ce putem face ca să se întoarcă acei plecați și să-și folosească resursele și în interiorul țării? Așa evident. Că această problemă se poate pune și la ITP. O experiență, provocare. Sau un cultul pentru ăsta. Vă rog. Deosebită. Aș putea să împărtășesc, biserica noastră din Phoenix a beneficiat. Care este cea mai mare biserică, nu doar din America, ci cred că nu cumva din lumea penticostalilor române. Acum, ca și construcție probabil, dar lucrul acesta este irelevant. Ca număr de membri sunteți peste Philadelphia, Portland la ora actuală. Probabil ceva peste 2000 de suflete. Subiectul acesta nu e chiar așa de important. Ce vreau să împărtășesc e faptul că unul din absolvenți... Când e vorba să-i păstoriți, e mai greu și important, vă rog. Unul din absolvenții ITP-ului a slujit în biserica noastră timp de peste 8 ani de zile. Este vorba de fratele Tică Ulici, care slujise la Satul Mare, s-a mutat cu familia în America. A fost unul din păstorii asociației ai bisericii noastre. Ne-am bucurat mult de slujirea lui. El a numit slujirea în biserica noastră practică după absolvirea institutului, iar acum, la începutul anului, Dumnezeu i-a vorbit să se întoarcă înapoi în România, în Satul Mare, și să preia slujirea, pastorația, conducerea. Valorificând bisericii. Și experiența din America. Categoric. Trebuie să vă mărturisesc ceva. Categoric. Eu prima dată am ajuns în America în 90. Sigur, atunci mi se păreau distanțele infinite și că nu e posibil să rămâi în America să fie util lucrării lui Dumnezeu printre români. Ei, am văzut că sunt mulți, și asta nu ca să vă laud pe dumneavoastră cei prezenți, care au ajuns în America, dar de acolo pot să ajute chiar mai mult decât dacă ar fi rămas în România. Haideți să mergem încă spre două chestiuni. Eu cred că nu vom încheia după timpul standard, pentru că așteptăm să înceapă și atunci mergem până când se va da startul noi sesiuni. Deci, mai întâi am întrebat cum ați beneficiat, așa, acum, cum ați intervenit pentru a ajuta și chiar v-a jucat pe dumneavoastră, care într-un fel, nefiind fost student al ITP, putea să stați la o parte. Da. Cum ați ajutat, cum v-ați implicat fiecare în parte în această problemă? Înainte de a intra în acest domeniu, dacă mi se permite, fiind în România în vremea regimului comunist, trăind o convertire autentică la vârsta relativ tânără de 18 ani, începând să predic Evanghelia imediat, am fost influențat de frații mai în vârstă și chemat și împins și trimis la institut, seminarul de atunci. Numai că nu mergea oricine. S-a creat chiar pentru generația noastră percepția, dacă ești predicator și vrei să fii folosit de Dumnezeu, trebuie să mergi la seminar. Și dacă te-a chemat Dumnezeu. Mi-am întocmit dosarul, am primit scrisorile, aprobările, tot ce a fost nevoie pentru întocmirea dosarului ca să vin la București în vederea examenului. Ceva s-a întâmplat și n-am fost acceptat să vin la examen. Nu cumva legat de tatăl dumneavoastră? Până în ziua de azi nu cunosc toate detaliile, deși că mi-am făcut timp și mi-am cumpărat bilet să vin la București și să stau de vorbă cu fratele Trandafir și să-l întreb de ce nu mi s-a dat voie să vin la examen. Nu de ce am căzut la examen, că n-am avut oportunitatea să ajung la examen. Și nu mi-a putut explica de ce nu mi s-a permis lucrul acesta. Dar Dumnezeu în providența Lui mi-a vorbit cu o noapte înainte de a primi scrisoarea acasă, scrisoarea de refuz de la seminar. Duminică noaptea un sol al Domnului mi-a dat un plic, o scrisoare. Am deschis plicul, am citit scrisoarea, mesajul din scrisoare spunea că nu sunt acceptat la seminar. M-am trezit deci înaintea mesajului fizic. M-am trezit luni dimineața, am împărtășit îngrijorat cu părinții mei și le-am spus ceva se va întâmpla, că astă noapte un sol al Domnului mi-a dat o scrisoare în care mi se explica că nu sunt primit la examen, deci nu o să ajung la seminar. Mama spunea, probabil că a fost doar un vis așa și știi că în vise se întâmplă tocmai invers. De mulțimea gândurilor. În ziua de luni a sosit poșta acasă,
noi eram la munca câmpului și sora mea mai mică a venit și ne-a chemat de pe câmp să venim acasă, că trebuie să discutăm ceva foarte important. Scrisoarea era sosită în poștă și într-o frază simplă mi se spunea că nu sunt admis să particip la examenul de admitere. Închei paranteza aici, deși am încercat să aflu de ce. E ceva foarte interesant ce ne-a spus, pentru că nu s-a întâmplat doar cu o persoană, cu mai multe. O altă minune care s-a întâmplat în duminica aceea când am venit la București să aflu de ce nu sunt acceptat, am participat la Biserica Sebastian, la slujbă, s-a terminat slujba, am ieșit pe trotuar și mă îndreptam să plec înspre sora mea care locuia atunci la București. Eu nu cunoșteam pe nimeni în oraș, nu cunoșteam pe nimeni în biserică, nimeni nu mă cunoștea. La o distanță oarecare de Biserica Sebastian, se apropie un tânăr de mine și spune: tu se pare că nu ești de pe aici. Și eu am zis: da, tocmai din Sălaș, de departe. Zice: nici eu nu sunt de aici, eu sunt de la Cluj. Păi, cum vă numiți? Dorin Druhora. Zic: eu sunt Cornel Avram de la Baia Mare. Și cum că ai venit acum? Ai venit la examen? Nu, zic, eu am venit să aflu de ce nu mi se dă voie să vin la examen. Deci era alt caz. Și el spune așa, el îmi spune așa, într-un mod profetic a vorbit fratele Dorin Ovidiu Druhora, care este acum în care California. Este acum în America. El spune: nu te necăji, că Dumnezeu te poate folosi chiar dacă nu ți s-a permis să vii aici. Dumnezeu nu-i limitat doar la aici. Un cuvânt de încurajare pe care l-am dat eu lui câteva luni mai târziu, după ce el a luat examenul, a fost acceptat la seminar și apoi le s-a trimis scrisoare că n-au voie să vină la seminar. Peste câteva luni de zile m-am întâlnit cu el și a trebuit să-l încurajez eu și să-i spun: auzi, nu te necăji, că Dumnezeu te poate folosi. Revenind la întrebare, da, modul în deci care noi ne implicăm... Deci va juca puțin mai scurt, că se pare, da, că vin, ca să putem să rămânem mai mult la ce propunere ați avea pentru îmbunătățirea activității ITP. Deci cum ajutați în prezent fiecare? Modul în care cum ați ajutat? Noi ne implicăm este prin sponsorizare de studenți, prin sponsorizare de studenți și prin sponsorizarea proiectului institutului în general și chiar acum proiectul de construcție. Suntem implicați și în mod substanțial sprijinim această lucrare. Noi am colaborat cu institutul, avem studenți pe care ne străduim să-i ajutăm în măsura în care putem să o facem. Desigur, colecta aceea anuală pentru institut și ori de câte ori avem ocazia practic să fim alături de ei, suntem cu bucurie. Și noi, ca biserică, suntem implicați în susținerea lucrării din punct de vedere financiar, prin sponsorizări de studenți, de asemenea prin sponsorizări de diferite proiecte care le cunoaștem, ni se aduc la cunoștință, de asemenea, cum spuneam mai devreme, prin participarea mea personală în cadrul institutului și biserica este aceea care sponsorizează cheltuielile, deci, de deplasare, ca profesor, da, ca profesor cum... vizitator. Ce sugestii ați avea fiecare pentru îmbunătățirea, pentru optimizarea activității unei astfel de școli? Aici este cam delicată problema. Deci în orice domeniu al vieții noastre există loc de a fi mai perfectibil, de a îmbunătăți, de a ne dezvolta, de a crește și există un numai mod, dacă aveți un ceva mod de concret, viață, deci nu în care insist. Se spune poți să trăiești bazat pe scopuri, care în limba engleză spune goal oriented, sau bazat pe creștere, growth oriented. Dacă ești bazat pe scopuri, mergi uneori în salturi. Ai un scop, te dedici, te-ai plafonat, stai un pic și apoi altul. Deci, în ideea creșterii, impactului institutului, una dintre sugestii care văd că eu am mai avut-o și mai înainte, în sensul că această școală teologică la nivel universitar, de grad universitar, noi totuși ca și mișcare penticostală în România nu cred că ne putem permite de a forma doar niște cercetători care să fie într-un birou sau într-un laborator,
ci este chemarea de a forma lucrători, păstori, evangheliști. Să meargă efectiv pe câmpul de misiune. Vă rog mai departe, pastor Vasilică, am impresia că o să încheiem pastorală. Și știu că bănuiesc că aveți câte ceva de spus. Cer scuze. Trebuie în primul rând să apreciez ceea ce institutul a făcut în anii aceștia. S-a dezvoltat foarte mult din punct de vedere teologic, intelectual. Școala este deja o școală de prestigiu. Mi-aș dori să o văd mai deschisă față de societate. Mă refer, de exemplu, la nevoia unei ramuri de asistență socială. În școlile creștine, în orfelinatele creștine, în lucrarea cu bătrânii, în proiectele sociale, astăzi Ministerul Muncii și Protecției Sociale ne cere să avem cadre specializate. Decât să fie educați în școlile laice, umaniste, seculare, ateie, ar fi de dorit ca în cadrul Institutului Teologic să se înființeze sau să reînființeze o astfel de secție, să fie primite și surorile și să dăm posibilitatea pentru formarea unor cadre penticostale calificate în domeniul asistenței sociale. La fel în domeniul pedagogiei, avem nevoie de formatori de cadre în mediul nostru evanghelic. În dreptul familiei... Da, doar punctați că în două minute trebuie să încheiem și dumneavoastră dacă aveți ceva. În dreptul familiei, o disciplină nouă care trebuie să fie purtată și promovată de către bisericile evanghelice în societate. Mi-aș dori de asemenea institutul, pe lângă cursurile curente pe care le are, să facă niște cursuri de vară intensive pentru formarea continuă a slujitorilor, pentru că sunt mulți care au nevoie, s-a vorbit astăzi despre pericolul plafonării, și în ultimul rând aș spune de asemenea, e nevoie de componenta misiologică mult mai accentuată. Un om de misiune nu putea să nu spun asta. De biserici. Un singur gând dacă aveți în încheiere? Un singur gând pentru studenți și pentru profesori, pentru dascăli. Dezvoltarea unei gândiri de slujitori, oamenii care vin și se formează aici, să nu aibă ei visele lor și planurile lor, ce o să fie și unde o să ajungă, ci să vină cu atitudinea unui slujitor care se pune la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să hotărască în dreptul lui unde îl folosește și la ce nivel. E o concluzie excepțională. Mulțumesc tare mult pentru participarea la aceste discuții. Mi se face semn din regie să încheiem. Probabil se doresc să se facă și anumite anunțuri. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragi telespectatori, rămâneți cu noi în continuare și veți auzi lucruri importante, frumoase. În pauza de masă se va da un videoclip cu Institutul Teologic Penticostal și de asemenea o emisiune de acum 2-3 ani realizată cu fostul președinte al cultului penticostal și actualul președinte privind analiza evoluției cultului penticostal practic de la înființare până în zilele noastre. Vizionare plăcută! Rămâneți cu noi!